Bine ați venit la ședința ordinară din 21 aprilie 2022. Suntem 16 consilieri prezenți, al 17-lea domnul Busu va intra prin mijloace online. Deci ședința se poate desfășura. Înainte de a trece la ordinea de zi, dau cuvântul doamnei secretar. Atenție, procesul verbal întocmit la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 31 martie. Dacă aveți observații, completări, vă rog, domnul consilier. Deci, la punctul 3, apar și la, atât la vot, mă refer, apar și la împotrivă și la abținere. La punctul 3, al ordinii de zi? Da, al ordinii de zi, da. Ok. O să verificăm, să vedem exact cum ați votat. Este... Dacă îmi spuneți acum, cred că ați votat împotrivă. Am votat împotrivă, dar apar și la abținere, vedeți? Da, am observat. O să corectăm și o să vedem. E corect, da? Da. Așa. Nu apare la punctul diverse replica domnului primar că avizul reprezintă același lucru cu autorizația. ISU, în refer. La punctul diverse, trebuie să verificați filmarea. Nu apare procesul verbal. Ok. Deci, cu referire la avizul ISU, da? Pentru unitățile de învățământ sau numele... Da, perfect, da, da, sigur. Doriți să completăm, da? Da. Și nu apare răspunsul către domnul administrator public. Răspunsul? Către domnul administrator public la interpelarea domnului consilier Barna, că nu respectă legea 544. Adică a pus o întrebare, ce lege nu respectă dânsul? Și eu i-am zis că nu respectă legea 544. Ok, o să verificăm și o să spun. Vă rog frumos să verificați. Dacă mai sunt alte observații, vă rog să-mi spuneți. Dacă nu, cu mențiunea domnului consilier Mărciucă, vă spun aprobării de acest debat. Cine este pentru? Procesul verbal și aprobat. Mulțumim. Înainte de a începe și a intrat în ordinea de zi, am o întrebare care stă probabil pe buzele tuturor, către domnul viceprimar. Tot auzim pe surse, s-a întâmplat ceva, v-ați mutat birou, vă aveți alte atribuții, puteți să ne lămuriți că nu doar noi întrebăm, vă întrebăm în calitate de colegi de Consiliul Local, dar și pentru cei care ne urmăresc. Da, m-am mutat în parc, nu la unii dispoziții date de domnul primar. Deci cine are de discutat cu noastră, vă găsește la birou din... Da, din parc. De la centrul de informare, să mă spun. Da, da. În această dispoziție există și o motivare? Nu. Așa, pur și simplu, vă rog frumos, puteți să vă... Da, să vă puteți. Ce timp să vă tine? Dispoziția este... Nu este. Adică știi și voi ce se încălte cu care ce ne numeți poziția, dar voi. Dacă este un indicator care a fost ajată, trebuie să-i cumă. Este? Da, vreau să-i ascult oamenii. Cu permisiunea dumneavoastră, ca să intrăm pe ordinea de zi, mulțumim pentru lămuriri. Cu toți am primit ordinea de zi pentru rapiditate, pentru eficiență. Dacă sunteți de acord, nu aș vrea să citesc toate punctele. Nu, sunt 12 puncte pe ordinea de zi. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Și mai există o ordine de zi suplimentară cu 3 puncte.
le-ați primit, s-au discutat în comisii, cine este pentru o organizație suplimentară? Eu aș face o mențiune. La fiecare proiect de hotărâre să fie citit când se acordă votul în plen. Sigur. Da. Deci, la punctul... Dar sunteți pentru suplimentare. Sigur, sigur. La primul proiect al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna mai 2022. Doamna secretară, am rugămintea dumneavoastră, aveți avizele comisiilor, da? Puteți să le spuneți dumneavoastră ca să câștigăm puțin timp? Păi nu, ar fi mai bine să spună președință pentru ei, dar trebuie să le grăbesc. De ce vă grăbesc, doamnă președință? Nu le grăbesc, dar să avem mai mult timp de dezbatere. Nu, 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 citesc din nou primul proiect al ordinii de zi, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna mai 2022, Comisia Juridică. Comisia Juridică și Administrație Publică, aviz favorabil, 7 voturi pentru. Supun la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Unanimitate de voturi a fost aprobat. Proiectul numărul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF cu elemente de DALI, actualizată și indicatorilor tehnico-economice actualizați pentru proiectul dezvoltarea, modernizarea și dotarea infrastructurii operaționale din cadrul școlii numărul 2, oraș Târgu Ocna, județul Bacău. Avizele comisiilor, vă rog. Comisia economică, repede. Aviz favorabil, 4 voturi pentru, o abținere. Comisia juridică. Comisia juridică și administrație publică, aviz favorabil, 7 voturi pentru. Și noi aviz favorabil, unanimitate. Domnul Șilochi, aviz favorabil, caz public am... Favorabil, favorabil. Dacă îți vrea de... Dacă sunt discuții... O abținere am avut. Mulțumim. Aici am și o întrebare. Am făcut din nou studiul DALI și cu asta de SF văd că au crescut suprapețele, dar cum de la balan, cred că a fost frumos, sau indicatori tehnico-economici ca și suma rămâne aceeași, 15.000 milioane de lei, dar suprapețele au majorat și la C1 plus C2, 40 de metri și la celălalt, aproape 100 de metri la C1 plus C2 de tășurată. La sala de sport, la fel, că am zis că la sala de sport a fost altă construcție, de la leg la beton. Dar cealaltă sala de sport, cred că școala e la fel. Probabil că nu s-au făcut măsurători de bine. Prima sau a doua? Prima? Întâi. Bună ziua tuturor. Primul studiu de fezabilitate s-a făcut în anul 2018. Cu acele suprafețe, ulterior schimbându-se anumite reglementări cu privire la circuitele din unitățile școlare, s-au găsit alte forme de organizare și de circuite, mă refer la holuri, la sălile de învățământ, s-a translatat sala de sport dintr-o poziție în alta și acolo a trebuit făcut un corp de legătură între sala de sport și vechiul corp central, pentru că varianta inițială nu era așa, era legată de școală, de corpul principal și acum s-a relegat. Și de aici au apărut aceste diferențe de suprafețe. Acum documentația se află în avizare la finanțatora de Agenția Nord-Est. Mulțumim. Mai sunt alte discuții, domnul Butean? Am și o întrebare. Nu știu cum a făcut proiectul, dar nu mi se pare corect că la școala asta pentru, pentru modernizarea ei s-au pus pe partea de construcții foarte mulți bani, iar pe partea de dotări foarte, foarte puțin. De ce? Pentru că studiul tehnic presupune, sau mă rog, avizează, anumite consolidări și anumite construcții. Deci este construcții de sală de sport nouă-nouță, de la zero, și clar că incumbă o valoare mai mare. Așa a fost și la școala numărul 1. Oricum avem o valoare destul de mare. Sunt aproximativ 3 milioane de euro. În care, din acești 3 milioane de euro, noi doar construim de la zero o sală de sport, care are 550-560 de metri, da? Iar restul îți va pentru recondiționare și eventual instalații, de abilitate, de instalații sau ce sunt acolo. Deci
sumele oricum sunt foarte, foarte mari. Cred că o parte din bani s-ar putea direcționa către dotări. Pentru că trăim în epoca tehnologiei, este nevoie de mulți bani pe partea asta. Dacă asta e părerea mea. Acele discuții au fost și când a intrat în reabilitare școala numărul 1. Și atunci la fel au fost răspunsurile date că este mai important să facem un corp de clădire actualizat la cerințele din zilele noastre și în ceea ce privesc dotările, oricum acestea se schimbă și sunt într-o dinamică și atunci facem o construcție, nici nu știm acum dacă acestea vor rămâne valorile până la final, pentru că vedeți evoluția prețurilor s-a modificat de la o lună la alta, cel puțin în anul 2022. Și valorile calculate acum, la această dată, sunt acestea. Și atunci, important să ai corpul de clădire autorizat cu toate avizele necesare și un corp de clădire funcțional și la partea de dotări, cu siguranță, sunt prinse dotările de bază, iar celelalte dotări, dacă va mai fi nevoie, sau eu știu, între timp poate să schimbă tehnologiile, pentru că așa a fost și la, mi-aduc aminte, la proiectul de la Centrul Cultural Italian. Când s-a scris proiectul, a fost o tehnologie de sunet și lumini, și după 3-4 ani s-a schimbat tehnologia pentru că s-a trecut de la sistemul analogic, s-a trecut la sistemul digital și pe LED și s-au schimbat tehnologiile. Da. Altfel va fi și acum. Recording in progress. Deci acestea sunt valorile calculate la zi de către consultant și de către specialiștii în domeniu. Însușite de noi de executiv. La această dată. Am o întrebare. Termenul final este de finalizarea investiției este anul viitor, finalul anul viitor, da? Ca orice program operațional ar trebui să fie finalizat la sfârșitul anului viitor. Faptul că sunt foarte multe proiecte în România care sunt în aceste faze, sau poate chiar mai în spate, dacă vorbim de programul operațional pe apă canal, probabil finanțatorii, Amporul sau cine va fi, pentru că acum se transformă și finanțatorul european prin alte modele, vor găsi soluții la vremea respectivă. Se vor face acte adiționale, se vor... Pentru că și primul program, 2007-2013, s-a dus până în 2014-2016 și probabil și acesta va fi translatat. Păi... Am întrebat foarte scurt, nu? Dar... Da. Mai sunt discuții la acest punct, dacă nu supun punctul 2 de pe ordinea de zi la vot, cine este pentru? Cineva împotrivă, se abține cineva, nu? Unanimitate de voturi a fost aprobată. Punctul 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani reprezentând contribuția orașului Târgu Mureș la organizarea competiției de mountain bike, tip cross și maraton, călătorii între cer și pământ, în colaborare cu Asociația Sportivă Transalpin Bike și SNSSA, sucursala Salina Târgu Ocna. Avem și un amendament propus de domnul Măciucă. Citim amendamentul întâi sau cerem avizul comisiilor? Avizul comisiei, Comisia Juridică. Comisia Juridică și Administrație Publică a avizat nefavorabil, 3 voturi pentru, 4 abțineri. Chiar la amendament a fost aviz favorabil, 4 voturi pentru, 3 abțineri. Domnul președinte de la Comisia pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale. Aviz favorabil, 4 voturi pentru, 1 abțineri. Domnul Măciucă, vreți să vă susțineți amendamentul? Da, și amendamentul meu este simplu, să se facă acest concurs fără niciun ban de la buget, atrage de sponsorizări sau implicare mai multă din partea organizatorilor. Acest concurs a fost, era programat, așa cum scrie la avizier, la evenimentele care le face pe urmă prin Montesa, undeva prin luna septembrie, dacă nu înșel, și a fost decalat în luna mai. Adică nici nu e timp să se facă publicitate la eveniment așa cum trebuie. A fost doar așa, n-a fost întrebat de consilieri, s-a pus doar suma. Suma nu este cuprinsă în capul proiectului de hotărâre, este trecută în materialele
materialele pe care le-am primit și de asta susțin să se facă acest concurs fără bani de la buget. Menționez că am mai avut odată un amendament să se facă zilele orașului fără bani de la buget, care a trecut și s-a desfășurat foarte bine zilele orașului, fără niciun bani de la buget. Mulțumesc! Mulțumim, dacă sunt discuții la acest punct? La acest punct sau amendament? La amendament. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot acest amendament. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Cu 6 voturi eu pentru și 10 împotrivă. Da. 10 abține. Domnul Rusu? Domnul Rusu nu a reușit de să intervenim la 16 consilieri. Rămân în 16. 16. Nu, zic, rămân în 16. Sau dacă va intra, poate să... Dacă va putea da, dar de mandat? Da. Deci amendamentul nu a trecut. Discuții pe proiect, dacă sunt. Nu mai puțin probleme. Bună ziua, domnule colegi, domnule primar, stimați invitați. Cred că vă aduceți aminte, în luna septembrie, vă spuneam că vă voi propune un regulament ca să intrăm în legalitate în ceea ce privește regimul finanțelor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general. Activitatea de astăzi, prin care ne propunem în acest proiect de hotărâre de Consiliu, se subscrie perfect scopului pentru care Guvernul României a adoptat în 2005 legea 350. Tot atunci, sau ulterior, pentru că am fost în dezbatere publică timp de o lună, dezbatere la care nu s-a adus niciun amendament, v-am prezentat un regulament referitor la regimul finanțelor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Târgu Ocru. Din păcate, nu ați fost de acord cu el, marea majoritate a consilierilor locale. Constat că astăzi se vine cu un proiect, dar nu acum un regulament, care, în opinia mea, este în afara legii. Noi, și fac mereu referire, am votat, ne-am asumat să respectăm legile țării. Chiar dacă suntem for deliberativ, spuneam coleg mai zilele trecute. Legea este cea care guvernează activitatea. Din legea 350, spun că prevederile prezentei legi se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, cu excepția celor finanțate din fonduri externe nerambursabile. E vorba de articolul 3, aliatul 2. Datorită faptului că nu a trecut proiectul pe care vi l-am propus, domnul primar, și avem dovezile, se angajează să propună un alt proiect. Sau executiv, prin domnul primar, ca purtător de cuvânt a primăriei, să spun. Sau ca edil. Nu. Din păcate, la momentul de față, nu avem un astfel de regulament și consider că este ilegal să votez așa ceva. Da. Vă întreb, și legat poate și de amendamentul colegului prezentat înainte, ați încercat, și întrebarea este către executiv, să căutați sponsor? Pe cine? Cine v-au refuzat? Chiar nu se putea? Cetățenii pe care eu îi reprezint aici, pentru că nu sunt purtătorul meu de cuvânt, mă consider purtătorul de cuvânt a celor care m-au votat și m-au trimis aici, în Consiliul Local, nu știu, nu sunt convins dacă sunt de acord să le iau 21.000 de lei din impozite și să dau la această activitate, nu atât că nu face publicitate orașului, sunt pentru. Dar nu știu sau consideră că nu am cea mai legală bază pentru a oferi acești bani. În principiu, sau în concluzie, că n-are rost să mai o lungim, eu mă abține de la
acordarea acestor bani, strict pe motivul, nu că trebuie mai mult, mai puțin, nu. Cred că nevoile sunt mai mari sau mai grave, n-am, nici n-am încercat să văd, dar consider că nu am un regulament și nu pot să efectuez o plată legală. Adică Curtea de Conturi cred că m-ar întreba și nu aș vrea să fiu în poziția în care să dau banii înapoi din propriul buzunar. Mulțumesc! Mulțumim! Dacă mai sunt alte discuții, la acest punct, dacă nu supunem punctul la punctul mărului de pe ordine de zi la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Zoran, da? Punctul numărul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonat pentru amplasarea cortei monumente demontabile, strada Măsoare numărul 18, oraș Cărbuna, județul Bacău. Avizul comisiei. Comisia juridică și administrație publică a favorabil 6 voturi pentru o abținere. Comisia de urbanism a fost favorabilă cu unanimitate. Mulțumim. Dacă sunt discuții la acest punct, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Proiectul a fost aprobat. La punctul numărul 5 avem o solicitare a doamnei Cantaragiu Cristina și a domnului Șapcă Nicu, reprezentanței SECE Legal Lira Construct, sunt beneficiari acestui acord, înțeleg, ar vrea să participe în ședință și să discute la subiect, la acest punct numărul 5. Dacă sunteți de acord să-i chemăm în sală, cine este pentru? Proiectul este proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uși și servitute pentru o suprafață de teren din domeniul public al orașului Târnăta în favoarea SECE Belgeaz Bride S.A. Bună ziua, domnul Șapcă, da? Da, da. Bine ați venit în ședința Consiliului Local. Ați depus o cerere că ați dori să luați cuvântul ca și beneficiar al acestui raport, înțelegem, da? Deci, tot ce am spus, luat cuvântul. În principiu, vreau să dau explicații, dar există nelămuriri. Am înțeles. Deci nu vreți să participați, dacă va fi cazul, o să cereți... Da, în principiu nu am venit decât ca să dau explicații în cazul la care există nelămuriri. Asta este. Pentru că, în general, dacă nu există un dialog, există înțelegeri greșite ale situației de fapt. Realitatea este că trebuie vreau să termin investiția acolo, este început de câțiva ani și pur și simplu am mulți colaboratori care așteaptă sursa de energie. Fără sursa de energie, practic nu putem să ne continuăm activitatea. Zona nu are rezervă de putere, este investiție destul de mare făcută și este blocată într-un anumit loc. Eu, dacă vor întrebări... Mulțumim. Pe masa Consiliului Local este prima oară când am pare în dezbatere acest punct, dar mai existat pe ordinea de zi, dar a fost retras de inițiator de domnul primar. Noi continuăm discuțiile, dacă va fi cazul, o să lăsăm interveniți. Avizul comisiilor, Comisia Juridică, vă rog. Comisia Juridică ca aviz nefavorabil, un vot împotrivă, 6 abține. Comisia de Urbanism? Aviz nefavorabil, 2 pentru și 2 abține. Mulțumim. Comisia Economică, aviz nefavorabil, 2 voturi pentru, 3 abține. Dacă sunt discuții la acest punct, cine dorește să... Dacă nu sunt, vă rog, domnul Șapcă. Atunci eu sunt. Cuvântul și față de... pe
februarie, când a fost depus acest proiect de hotărâre, au apărut câteva elemente noi și ar trebui să le aduc în evidență. Respectiv, adresa făcută de către primărie, către Biogaz, în care se arată că, în cadrul celor trei comisii, proiectul a fost analizat nefavorabil. Cu privire la acordarea unui membru Consiliul Local, susțin că rețeaua electrică nu are un caracter public, în sensul prevăzut de articolul 3 din legea 123. Ea fiind solicitată de către un singur beneficiar. Primăria face adresa 2440, data de 14-a către Deogaz, în care spune că avem rugămintea să ne comunicați dacă, după aprobarea proiectului de hotărâre și finalizarea obiectivului de investiții, postul de transformare va intra în patrimoniul Deogaz Green și să specificați care este documentul în baza căruia se va introduce în patrimoniul dumneavoastră și dacă acest PT se va putea raporta, la acest PT se va raporta și mai mulți utilizatori. Tot noi afirmăm atunci, că primăria afirmă atunci, că în situația în care PT-ul nu intră în patrimoniul Deogaz, administrația locală poate da aviz, drept de uz și servitute cu titlu oneros. Deogazul ne răspunde că vă aducem la cunoștință că postul de transformare care alimentează postul va intra în patrimoniul Deogaz. Documentele sunt procesul verbal la terminarea lucrurilor și procesul verbal de punere în funcțiune. Din acest post de transformare se pot racorda noi abonați la nivelul de 20 de kV. Deci trebuie să montez un post de 20 de kV. De la început vreau să spun că am sprijinit în Consiliul Local și sprijinim orice investiții în oraș. Suntem de acord. Îi mulțumim domnul 17 pentru contribuția care a adus-o la realizarea drumului către Salina, dar aici vorbim de legalitate. Dacă este corect sau nu ceea ce facem noi. Pentru că aș dori să mai prezint un aspect. Dacă luăm hotărârea din februarie, la articolul 2 spune că exercitarea dreptului se realizează cu titlu gratuit. Dacă luăm hotărârea de acum, nu se mai realizează cu titlu gratuit și îmi permiteți acum să citesc imediat. Se vor achita taxele instituite pentru execuția lucrărilor în domeniul public al orașului. Dacă mergem la contract, contractul care a fost atunci, anexă la hotărâre. La articolul 1 spunem că obiectul contractului privind constituirea cu titlu gratuit către proprietar, acum spunem că obiectul contractului constituirea unui drept de uz și servitut. Deci în februarie era gratuit, acum nu mai este gratuit. Dar este tot gratuit, mă scuzați că intervin, pentru că este o servitute legală, instituită de legea 80. Dar atunci de ce ați spus gratuit și aici n-ați mai trecut? Atunci aici era gratuit și acum mai gratuit. Nu am înțeles că ai văzut de luna februarie. Exact aceea. Proiectul de hotărâre care a fost atunci, transmis și l-ați vetat. A produs efecte? Nu a produs efecte, dar facem o comparație și cer explicații. Dacă mă lămuriți, atunci e bine. Și atunci, dacă zice dumneavoastră că este gratuit, atunci a scris aici că nu intră în patrimoniul, în situația în care PT-ul nu intră în patrimoniul local, administrația locală poate da drept de uz și servitude cu titlu oneros, nu gratuit. Păi și dar intră în patrimoniu. Păi da, și dacă intră, nu mai e cum, de ce e oneros? Acum faceți-o oneros? Nu am scris că este oneros. Păi n-a scris, dar n-a scris că... Dar se înțelege că este cu titlu gratuit, pentru că este o servitute legală, instituită de lege. Iar legea 123. Și atunci ăsta e motivul de a-ți scos din contract cu titlu gratuit? Dar este în contract. Nu este în contract. În contract este cu titlu gratuit. Din care e contractul? Articolul redează pe folosință cu titlul gratuit, suprafața totală de... Este un draft aici. Draft, repede. Este draft, repede. Eu am fost la articolul 3, unde spuneți obiectul contractului. Toate aceste lucruri au lăsat un semn de întrebare, asupra legalității. Este de interes public sau nu? Deci asta trebuia să lămâne. Păi, Păi și Deogazul nu spune că e interes public. Spune că PT-ul va intra în patrimoniul lor și noi că de Deogaz
Vom da acest drept. A intra în patrimoniul lui este din, conform legii energiei, trebuie să aibă cel puțin 2 abonați ca să fie de proprietate publică. Se pot raporta la 20 de kilovolți, nu la 382 de obiecte. Înseamnă că cel care vine să raporteze trebuie să-i stai din nou un post de transformare. Dar uitați că scrie aici, se pot raporta noi abonați la nivelul tensiunii de 90 de kilovolți. Asta trebuie să lămurite. Și dacă aceste lucruri sunt lămurite, nu avem nimic că pot. Dragi colegi, trebuie să începem. Dragi colegi, nu-i putere. Domnul Bană, imediat, domnul Antonis. Stimați colegi, trebuie să încerc, să-mi cer scuze, avizul comisiei a fost, de urbanism, a fost favorabil. 3 pentru și o abținere. Deci, da, mă scuzați, am citit mai jos. Și eu personal susțin această racordare, pentru că în activitatea mea mă întâlnesc zilnic cu astea, e adevărat, eu pe extindere de rețele de gaze, nu electrice, dar n-am fiecare cetățean și persoană juridică are dreptul să se racordeze pe domeniul public, fără să plătească o taxă, această situație și acum are racordare pe domeniul public și deocamdată pe singură persoană. Poate mâine se va extinde rețeaua, va fi doi, și într-una sunt cazuri când o singură rețea de gaz deservește o singură familie la un moment dat. După aia se mai racordează, se mai extinde, deci la fel și la electrică. Deci nu putem îngrădi noi, mai ales când ne ajută și legea, dreptul unui persoane juridice sau fizice să aibă acces gratuit pe domeniul public la rețeaua de gaze sau o electrică în cazul ăsta. Deci, cu atât încep, scuze, avizul comisiei a fost pentru că așa vedem noi, cu 3 pentru și o abținere. Mulțumesc! Domnul Bană, vreau să intervenim. Domnul Șapcă, simțiți nevoia să interveniți? Dacă nu vreau să repetați, să clarifici niște lucruri. Eu am semnat un document prin care am cedat în folosință gratuită terenul pe care se află transformatorul proprietatea, subliniez proprietatea lui David Gas. Practic, în zona respectivă nu există rezervă de putere nici măcar pentru o casă, care înseamnă 5 kV. Ca să se poată să raporteze un consumator, poate, fără drept de apel, să se lege în transformatorul de gazului. În schimb, tot pe terenul respectiv, la ora actuală, sunt titularul a 6 contracte de închiriere către persoane juridice, care vor fi și ele, la rândul lor, nevoite într-un fel să aibă acces la putere. De fapt, unde apare această discuție? La momentul în care am demarat investiția și am solicitat 150 de kilovați, care asta înseamnă putere, mi-au spus că pe zona respectivă nu există rezervă de putere. Din acest motiv, eu fiind nevoit să pun o parte din bani să fac partea mea de investiție, iar ei să facă partea de investiție după ce demonstrez că am făcut. Din acest motiv se află două clădiri acolo. Unul are transformatorul meu, unde mă leg din transformatorul de grid gazului. Practic, clădirea din stânga este a de grid gazului, aia din dreapta sunt eu proprietar. Oricine se poate racorda de transformatorul de grid gazului, mai ales că el că se află în vecinătatea domeniului public. De fapt, raportul și zona de înțepare în traseu se află toată pe domeniul public. Nu am nicio problemă. Eu, practic, în această speță, nu am nicio calitate decât să explic. Eu am un contract în desfășurare cu Delgrid Gasul, unde are un deadline în care să-mi dea tensiune. În momentul în care îmi dă tensiune în termenul convenit în contract, eu mă văd nevoit să-l acționez în judecat. Pentru că dacă de la data din 1 iunie nu am tensiune acolo, eu pierd 7.000 de euro pe lună, aferent contractelor de închiriere care le-am cu terții. Acolo vine domnul Bunghez, mai sunt vreo câțiva, în general, numai domnul Bunghez are nevoie de 25 de kW. Putere instalată. Nu poate cu 5 kW să-și desfășoare activitatea. Orice altceva este o poveste frumoasă. Dacă nu ai rezervă de putere, nu ai energie, nu poți să desfășoare activitatea. Acum, eu nu vreau să intru în polemică, asta nu este calitatea mea. Dacă alege sau dacă nu, cert este că eu ca un simplu subiect de drept al orașului Târgu Ocna, am dreptul, atâta timp când mi s-a emis o autorizație de construcție, de acces la utilități. Legea este fără echivoc.
Motivul pentru care nu am acces la utilități la ora actuală este numai pentru mine de eltuit gasul. Care în momentul în care, la data de 1 iunie, nu am, mă văd nevoit să acționez în instanță pentru daune interese. Mai departe, eu ce să vă spun? Stau blocat pe investiție de 300.000 de euro din motive procedurale. Mai departe, dumneavoastră decideți. Opinia mea juridică, și mă credeți că nu sunt aceea meu, trebuie să am tensiune acolo, exact pe ce am semnat contract. Mai mult, eu vă rog frumos să analizați cu atenție, pentru că este investiție care este benefică, indiferent de polemica juridică existentă, orașului. Descongestionează zona, creez locuri de muncă, sunt agenți economici care mă bat în ușă, pentru că am pus un afiș de colaboratori și nu știu ce să le spun, oameni, veniți și plăceți-vă investiții acolo. La ora acolo ce este, există numai o tonetă care nu știe să-și activitatea cel cu curtul școlar și am adus un contract. Scuze, conform regulamentului de funcționare al Consiliului Local, trebuie să discutați doar la subiect. Cred că, da, ok, dar nu vreau să mai aveți dreptate, mă scap vorba și dacă mai aveți elemente pe care vreți să le aduceți, dacă nu puteți rămâne în sală, dar vă rog să discutați doar la... Bun, subiectul era parcarea, subiectul era tensiunea. Oameni buni, am nevoie de tensiune acolo, fără activitate. Nu funcționează. Practic, dacă nu dați aviz de lit gazului pentru acordare, practic nu am curent și îmi blocați activitatea. Decizia este la dumneavoastră. Hotărâți, vă mulțumesc. Înainte de a da drumul la vot, vă rog executivul să facă toate diligențele necesare ca domnul Rusu să fie în direct. Se chinui să intre în direct și nu îl ajută nimeni. Nu poate intra. Vă rog să consemnați în procesul verbal. La internet, pentru că noi aici nu funcționează perfect. Deci, atunci anotați, el sună, vreau să intru, vă bate joc de mine, ce faceți? Pe telefon. Să intre pe telefon atunci, dacă pe sistem nu se poate. WhatsApp, sunați dumneavoastră și... Nu e WhatsApp atunci, dacă... Facem probleme înainte. La fără 5 lor, nu la... De la 5 jumătate la colegiunea în sală și încerca să nu putem, dacă aveți mult în telefon, să vă pun pe speaker, când simțiți nevoia să interveniți, spuneți și o să vă auziți. Nu știu, e problemă și de... Rămâneți în telefon, vă pun pe speaker. Sunteți de acord? Da, e și domnul Rusu. Domnul Rusu, noi am început ședința, nu știu dacă am preluat. Trebuie să mă contacteze din timp să facem probleme. Asta că nu e prima dată, așa cum spunea, ce să întâmplă. Este corect. Da, ne auzim acum, domnul Rusu, ne auzim, am înțeles. Suntem la punctul 5, nu știu dacă ați urmărit pe Facebook sau undeva. Știți, sunteți la curent cu dezvoltarea subiectelor aici în ședință? Nu, am ajuns la punctul 5, suntem la discuții la proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de uși și servitude pentru suprafață de drept în domeniul public. Da? Bine. Da? Da, ok. Vă rog, vă rog. N-a venit ideea acum, pentru că trebuie să informez ceilalți colegi și am zis să mă aflați o sursă sau altfel. La sfârșitul ședinței comisiilor, marți, am mers împreună cu doamna arhitect șef al orașului, doamna Roxana, să vedem exact situația terenului. Pentru că erau foarte multe discuții. O suprafață, mă rog, așa zis, controversată de aproximativ 340 de metri pătrați, care ar fi în domeniul public, n-ar fi în domeniul... Și doamna Roxana ne-a arătat și eu zic că ne-a lămurit despre ce este vorba în privința legalității apartenenței terenului respectiv. Cu documente, cu tot ce a trebuit. Acum, nu fac referire la partea de legalitate care a adus-o în discuție domnul Șilotu, ci vreau să-l întreb și profit de prezența dumneavoastră aici. Într-adevăr, acolo este o zonă de puterea circulației cu delicată. Terenul, cum este el făcut, cu niște borduri, adus-o, nu permite retragerea unui vehicul de tonaj să dea prioritate altuia care intră din sensul Mina Salina Târgu Ocna.
Ei, n-ați putea, vă întreb, ajuta puțin să nivelăm, să facem un refugiu? E vorba pentru siguranța și a mea și a domnului primar și a domnului Abate, ipotetic vorbind de situația în care vin ochi în față, eu n-am unde să mă retrag, n-am nici motor în mine. Poți să vă spun? Da, vă rog. Deci am fost dimineața cu domnul Barna la teren și mi-a ridicat problema exact cum a spus-o și dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, atâta timp cât sunteți proprietari acolo, puteți să faceți orice în limitele legii. Sunt două condiții. Condiția este că eu având acces, dreptul meu de acces nu trebuie restricționat. Parcarea respectivă este gândită să aibă acces și camioanele de peste 25 de toni. Razele de virare sunt cele care sunt date pe legislație, înseamnă 12 metri virare. Fiind o intrare dublă, practic el trebuie să aibă acces și pe stânga și pe dreapta. Zona de carosabil, puteți să o modificați cum vreți, o să vă ajut să mut bordurile, am știut și domnul Baran, e relativ simplu, asta o fac pe cheltuiala mea. Într-un fel mă și ajută dacă dispar bordurile din față, dar coincidența face că eu fiind titular la execuției drumului la momentul respectiv, el respectă un proiect dat de către un avizator. Avizatorul a stabilit raza de burbură. Astea sunt reglementări tehnice, nu pot să scăp de ele. A fost făcut proiect, a fost verificat un verificator de proiect, este ceva ce îmi excede mie calitatea. Mie, cum mi se spune, așa fac. Dacă vreau să bordurile și păsească, e mai ușor, le mut. Vreau să asfaltez de la mine, asfaltez. Pentru oricum, zona aia de domeniu public este făcută pe cheltuiala mea, cum să sau altul, pentru că am și un uzufruct legitim de acces acolo. N-ar fi fost corect, poate să-i spun primăriei, băi, luați și puneți borduri și asfalt, că vreau să ies frumos de la mine din curte. La un moment dat, dacă țineți minte, acum vreo câți bani, am și, mă scuzați că stau jos, am și solicitat o concesiune. Logica concesiunii la momentul respectiv era creșterea spațiului activ de parcare. Practic mai câștigam vreo 10 mașini să le parchez. Pentru că, practic, acea solicitare a fost negativă, am fost nevoit să finalizez proiectul în aceste condiții. Eu pot orice acum, dar vă aduc la cunoștință, orice fel de modificare la ora actuală necesită la anumite categorii o altă realizare. Ei sunt niște restricții de construcție și amplasament datorită stâlpului de înaltă tensiune, 18 metri. N-ai voie să practic să faci niciun fel de construcție. Că vrei să parchezi o mașină, nu e o problemă, se poate parca. Dar cu o singură condiție, să nu îmi restricționezi mie accesul. Dar am curte la cineva în care nu poți să parchezi în fața curții. Ceva de genul ăsta. Nu, era... Dar se poate. Orice se poate și eu sunt dispus să colaborez. Și dacă cine știe că n-am mai colaborat... Asta vrea să vă întreb în principiu de rușa. Fără nicio problemă. Dar cum e, domnule, hai să facem așa, așa facem. Acolo mai trebuie să făcut niște investiții, dar... Hai să împingem lucrurile să rezolvăm problema, că dacă asta vă mulțumesc. Vă rog, îmi pare bine că am ascultat în punctul dumneavoastră de vedere și o să vă spun punctul cetățenilor de vedere, pentru care s-a făcut și o petiție în sensul ăsta, probabil știți, mă sigur, drumul a fost îngustat și nu mai încap cum încăpeau înainte două mașini mari. Odată, pe urmă, reabilitarea sau turnarea asfaltului s-a făcut pe domeniul public, fără o înștiințare a Consiliului Local. Curbura și locul de retragere de asta nu mi s-a dat concesiunea în mandatul trecut, nu numai am votat împotrivă, nu numai marea majoritate a consilierilor, dar tocmai pentru a asigura retragerea mașinilor și a putea să vină mașinile din față în mod normal. Acum, efectiv, nu se mai poate face nimic. Da? A riscat să iau de la început. Dacă ați fost atent, ați spus că drumul s-a făcut în baza unui proiect. Domnul Șiloche, la data respectivă, era chiar titularul administrației publice locale. Și poate să vă lămurească, cred că mult mai bine, la un moment dat, de ce așa arată proiectul în felul respectiv. Nu arată proiectul bun pentru cetățenii. Poftiți? Nu, proiectul nu arată bine pentru cetățenii. Dar nu trebuie să vă uitați la mine, poate că vă uitați peste masă. Doar nu, tot trebuie să... Nu am nicio vină. Am făcut exact conform proiectul. Am fost proiect, exact cum mi-a spus beneficiarul. Stai în cap, am stat în cap. Stai întins, am stat întins. N-am greșit cu nimic. Domnul Șapcă, vă spun să treceți un pic acum. Da. Ok, luați loc. Ca la școală, da? Da. Mai sunt discuții la punctul 5 de ordinea de zi? Vă rog. O parte de lucruri s-au lămurit și m-a lămurit doamna secretară. Am făcut ticlonerul. Pentru că dacă ne-a lămurit, suntem de acord să
susținem acest proiect. Și încă o dată repet că nu avem nimic cu investiția, doar să fie legal, că altfel nu mai avem probleme. Nu rezultă de nicăieri că se respectă punctul 101, că este rețea de interes public. Dacă cineva demonstrează că rețea de interes public, acum, aici, măcar cu afirmația, suntem de acord, dar nu e de interes public. Pentru că articolul nu spune clar că rețeaua care sunt racordați, cel puțin de utilizator, și invocă și primăria în adresa care face la EON acest articol. Iar EON nu răspunde, da, se pot racorda noi abonați la nivelul tensiunii de 20.000, de 20 de kV. Păi dacă nu se racordează nimeni. Întrebarea este, dacă cineva vine acum cu un chioșc acolo, se poate alimenta? Sau, pentru că eu nu a dat aviz decât unei singure firme să se raporteze la acest proiect transformare. Astea sunt explicațiile care, dacă ne le dă cineva, suntem în regulă și aprobăm. Aici toate. Nu avem nimic, încă o dată repet, cu investiția. Este o investiție bună, acolo am optat pentru ea. O parcare în zonă este necesară, am sprijinit-o. Hai să vedem dacă este corect sau nu ceea ce facem aici. Mulțumesc. Dumneavoastră ți-a lăsat o întrebare cu ei. Doamna Retei Șef mi-a spus că este, dar nu rezultă de nicăieri. N-am mai spus odată că din hârtia de gazului rezultă că se pot branșa. Se pot branșa la 20 de kV. Eu nu cred că cineva are un aparat să-l raporteze la 20 de kV. Și la 5 kW, cum spune domnul Moșac. Deci la 20 de kV trebuie un alt PT de 20.04 care nu poate să-l monteze. Asta e toată problema. Deci se poate sau nu se poate. Pentru că în lege spune clar, în afară, sunt de utilitate publică, în afară de cazul unde proiectul este depus de o singură firmă. Și singura firmă este Ilira. Toată problema era dacă proiectantul, mai, după părerea mea, mai trecea doi acolo, era publică și nu aveam nicio problemă. Cum să nu dăm să aprobăm utilitățile unui investitor? Dar chestiunea este dacă este publică sau nu. Pentru că acolo unde este privată, și aici sunt cazuri care, știți, trebuie plătit. Plătită și ocuparea domeniului public și plătit tot ce este acolo. Adică noi aducem prejudicii bugetului local, asta e toată problema. Dacă nu încasăm niște bani. Deci singură problema asta este, nu știu, se poate raporta cineva că eu nu răspunde că nu mai dă 20 de euro. Cum am raportat și eu se poate raporta și oricine altcineva? Dar la 20? Trebuie. Păi dar așa spune aici. N-are nicio relevanță. Trebuie cineva să garanteze, dacă doamna Retei Șef ne spune acum că este cu titlu, este publică rețeaua, luăm ca atare afirmația doamnei și mergem pe public. Dacă este publică, că nu e publică, asta e toată chestia. Că din tot ce a scris aici, a cerut de-l gazului să-i spună dacă e publică, dar de-l gazul nu a reținut. Faptul că trece în patrimoniul de-l gazului cu două documente, cu procesul verbal de primire de recepție și ce spune el acolo, nu e domeniul public. Și cum dăm gratuități de gaz? Haideți. Asta e singura problemă. Și votăm proiectul, eu votez, dar nu pot să votez atâta timp când nimeni nu poate. Dacă se registrează acum că doamna Retei Șef spune că este de interes public și se respectă punctul 101 din legea 123, articolul 3, foarte bine. Mă rog, prima, puteți să rămâi la asta? Nu doar răspunsul de la Delgazghi, pe care la Bila m-a pus în material. Nu sunt eu. Nu spune răspunsul de la Delgazghi că este public. De utilități. Pot să... Vă rog, vreau o secundă. Poftiți. Haideți să definim domeniul public până la urmă. Domeniul public acolo unde este practic, proprietar. Rețeaua publică definită. Ok, atunci rețeaua publică înseamnă că din 20 de kV se poate racorda oricine la cineva, și aici domnul Șiro de dreptate, care își montează un transformator. Exact cum am făcut și eu. Exact, se aduce la câte școlaciu și montează transformatorul. Practic, rezerva asta de putere îți dă voie să ai un investitor care consumă mai mult și produce mai mult. Dacă vrei să racordezi un consumator casnic, tot EON-ul îți dă acești 5 kW. În momentul în care lui îi se termină rezerva de putere, 5 kW cu 5 kW cu 5 kW cu 5 kW, dar punctul de transformare aeriană de la capătul, poate să înceapă să dea 5 kW din alt punct de transformare aerian care îl montează acolo și dă la consumatorul casnic, ia 5 kW. Dacă vrea 380, are o altă problemă. Ei trebuie transport. Oricine vrea mai mult de 5 kW,
Oricine vrea mai mult de 5 kW, trebuie să-și pună punct de transformare. Oricine vrea mai mult de 5 kW. Dacă are un cetățean, mai vreau ce... Dar e pe lege, atenție! Gratuit se dă până în 5 kW. Dacă nu, trebuie să-ți faci propria ta investiție, așa cum mi-am făcut-o eu, ca să am rezervă de putere mai mare. Deci trebuie disemnat foarte clar. Până în 5 kW, 6, consum casnic sau mai mult. Este public în ambele cazuri. Indiferent de cât vrea să pună bani, respectiv un consumator, de persoană fizică sau persoană juridică, nu are nicio relevanță. Este publică rețeaua. Atât timp cât de în care există un contract de concesiune națională de drept prin gaz, în momentul în care proprietarul este titularul concesiunii, pe care de consecință acela este obligat să dea curent. Restul e o mare poveste. Că sunt unul sau doi consumatori, nu are nicio relevanță pentru mine cel puțin. Eu sunt un consumator ca oricare din sala asta. Da. Și fiecare își asumă. Discuția e foarte serioasă. Da, am. O singură. Haideți să citesc postul 1, că văd că nu sunt înțeles. Rețeaua electrică de interes public este rețeaua electrică la care sunt raportați cel puțin doi utilizatori. Și atunci totul se rezolvă. Să ne fim mici, cel care a făcut. Poftiți? Noi vreau un drept de vot. Eu, în tale, vă sunt multe lucruri tehnice, nu mă pricep la ele. Da. Eu doar vreau să mă rezum la prevederea din legea 123, articolul 12, unde spune foarte clar că asupra terenurilor și bunurilor, proprietate publică, da? Că noi aici suntem, proprietate publică, au caracter legal. Iar conținutul acestora este prevăzut la articolul 14 și se exercită fără scriere în carte funcțională pe toată durata existenței capacității energetice. Exercitarea dreptului de uz și de servitude asupra proprietăților statului sau ale oarteului afectate de capacități energetice se realizează cu titlu gratuit pe toată durata existenței acestora. Eu ce înțeleg aici? Că dau drept de uz și servitute de gazului ca să tragă capul ăla prin domeniul public, să aibă acces acolo la domeniul public, să poată să poată interveni în caz de avarie. Eu asta înțeleg în articolele astea două. Nu știu, mă leg doar nu la chestii tehnice, la chestii tehnice nu pot să mă... Gândiți-vă ce am făcut acolo. Deci montează un transformator și se alimentează numai cel care a făcut avizul. Dacă puteam face ceva și cred că era și interesul domnului și că să fac un transformator și să pot alimenta toți cei care vor veni în parcare. Asta era toată problema. Dar se pare că rețeaua nu este de interes public. Noi dăm cazul. Dar era bine ca să rezolvăm această problemă și pentru viitor. Deci dacă mai vine cineva acolo, așa cum a spus domnul Șarcu, la rețeaua de 20, îți montează un transformator 20.04, care nu costă puțin și se alimentează. Da. Noi suntem un consiliu local cu background, cu pregătire diverse. Nu suntem specialiști nici în curent electric, nici în kilowatt, nici în kilovolt. Există un raport de specialitate care însoțește acest proiect de hotărâre. Ne poate lămuri cineva din cadrul executiv? Înțeleg că discuția aici o împărtim. Este de utilitate publică sau nu este de utilitate publică? Dacă este de utilitate publică, atunci e gratuit. Dacă nu este, atunci trebuie plătit. Ne poate lămuri cineva? Este sau nu este de utilitate publică? Chiar dacă trebuie montat un transformator, mai mic, mai roșu, mai negru, nu știu. Nu despre asta vorbim. Este sau nu de utilitate publică? Se mai pot racorda, chiar dacă pune eu condiții tehnice. Eu condiții tehnice, nu o să zic că se pot racorda oricine. Deci clar că e de utilitate publică. De moment ce dacă eu mâine fac o cerere, îmi spune, fă-ți unul de 20 de kW și te racordezi. Deci mă pot racorda. Și o perioadă va fi singurul dânsul racordat. După aia vor fi și alții dacă vor dori. Adică clar că e de utilitate publică. Nu neapărat juridic, cât tehnic. E clar că dacă eu vreau și am 20 de kW, mă racordez. Deci îmi dă voie. Așa cum am menționat și în material, domnul Mărchi a citit articolul 2. Articolul 2 se referă la semnalitatea taxei conform hotărârii Consiliului Local. Acolo a menționat de taxele pentru
spargerea în domeniul public. Nu că se vor prevedea taxă pentru ocuparea domeniului public atât timp cât uzul și servitutea este cu titlu gratuit. În autorizația de construire emisă pentru societatea care solicită mărirea de putere, are amenajare, parcare și servicii. Dacă ne uităm pe schița atașată la documentația care v-a fost prezentată de către societatea care a vândut documentația pentru Delgas Grill, veți vedea că aveți module de alimentație. Module care vor fi racordate la energie electrică. Acele module înseamnă alți utilizatori. Da? Plus că și în hârtia dată de Delgas spun că se pot racorda și alți utilizatori casnici. Citiți mai departe. Nu am bănat. Citiți întreg și adresa. Faceți ca... Folosiți condiții tehnice, domnul. Eu nu vreau să o pun. Dar nu spun el. Haideți să nu citim ca la fotul civil numai ce vrem. Din acest cod de transformare se pot racorda noi abonați la nivelul tensiunii 20, atâta spune Delgas. Iar aici eu am găsit soluții. În expunerea de motive, cine a făcut materialul, ne spune clar că din cele trei adrese rezultă chestii de utilitate publică. Nu rezultă din cele trei adrese. Dar pentru că cineva a spus că este de utilitate publică, rămânem că e de utilitate publică și răspunde cine a scris. Domnul președinte, dacă este rezolvat, se pare că într-un fel sau altul... O secundă, domnul Șapte. Doriți să terminați? Da, am spus că Delgas spune prin documentele care au fost transmise că e de utilitate publică și va intra acel cost de transformare în patrimoniul Delgas. Că va intra, da, dacă... Nu cred că, așa ca și la gaze, la gaze naturale, țeaua pe care o trage un om, o extindere de rețea care o face omul, rămâne în proprietatea omului, rămâne în patrimoniul Delgas. Din țeava aia de gaz se pot racorda noi utilizatori la gaz. Așa și la energie electrică. Nu cred că e alt regim la energie electrică față de gaze naturale. Fac o mărire de putere. Din postul ăla de transformare, clar că se pot putea racorda și alți abonați în zonă. Domnul Șapte, mai iertați... Da, eu vreau să spun ce înțeleg discuția. Înțeleg în sfârșit că, de fapt, e o problemă de bani, până la urmă urmei, niște bani potențial care nu încasează Consiliul Local. Am dreptat, domnul Șapte, puteți să poate să spună ceva despre ce v-am vorbit? Ca să-i plătesc eu? Haideți ca să spunem lucrurile până la urmă. Despre câți v-am vorbit, despre ce vorbim aici? Doamne, mi-au luat angajamentul, vă plătesc pe banii ăștia, domnule, hai să terminăm discuția asta, ce a fost ou sau găină mai întâi. Plătesc pe banii ăștia, spuneți-mi, mi-au luat angajamentul și vi plătesc, e lunat, e anuat, e taxă totală. Haideți să... Mi se pare simplu. Haideți, plătesc pe banii ăștia, vă dau scris, fac contract, îmi asum eu acest post. De fapt, până la urmă, ormii despre asta. Domnul Șapte, am consemnat procesul. Mulțumesc, domnul președinte. Așa cum ne este din proiect și în text bun, zice, proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute pentru suprafață de teren din momentul de la Brașov cu Gogura. Și ce spune controlarea este lămuritor pentru situația. În favoarea SC Delgas Grill S.A. Nu zice în favoarea lui domnul Șapcă sau al lui Drăgănuță sau al lui altcineva. În favoarea SC Delgas Grill S.A. Și SC Delgas Grill mai departe. Poate că pentru asta este proiectul de hotărâre. Nu, proiectul de hotărâre. Și pe titlul, știi, deci... Chiar dacă ar vrea să plătească domnul... Deci mă raportez la conținutul proiectului de hotărâre, că e în favoarea SC Delgas Grill, care este... Scop, păi nu poate fi decât un scop de utilitate publică. Păi nu știu, alte... Primul avertisment îl aveți. Da. Doar asta vreau să mă raportez la conținutul proiectului de hotărâre. Îți zice în favoarea Delgas, nu în favoarea Șapte sau a societății. Da, mă mulțumesc. Și cred că este de utilitate publică. Nu poate să este domnul Șapte, parcă ai zis că atunci e intrare sau... Poate vă spuneți, domnul Pot, lăsați-vă, da, vă rog. Mai sunt discuții la subiect?
Dacă nu mai sunt discuții, o să supun la vot. Domnul Rusu, ne auziți? Vă aud perfect. Cum votați la proiectul acesta? Mă abțin, domnul președinte. Mă abțineți. Cine este pentru? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cine împotrivă? Să abține cineva? Cu mențiunea, vă rog să consemnați că atât timp cât cetățenii au o problemă cu retragerea, nu pot susține acest proiect. Retragerea mașinilor, da? Proiectul a fost aprobat. Să mulțumim, domnul Șapte, puteți rămâne în sală, dacă doriți. Da, mulțumesc și oricum, mă bucur de până la urmă lucrat la oameni. Mulțumim. Propre pasare. Dar acum mai trebuie la întrebare dacă este gratuit sau. Nu, că este gratuit, vă spun cel puțin un an de zile până când se creează ceva acolo. Poate să parchezi oricine, oricât, oricum. Oricând. Cel puțin un an de zile de momentul ăsta. Mulțumim. Trecem la punctul următor de pe ordinea zi, punctul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice pentru investiția, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin aprobarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în orașul Târgu Mureș, județul Bacău. Avizul comisiilor. Comisia Juridică și Administrație Publică a emis favorabil 3 voturi pentru, 3 abțineri, un vot împotrivă. Comisia pentru urbanism? Data asta este nefavorabil, sigur. 2 pentru, abținere și 1 vot împotrivă. Comisia economică? Comisia economică a fost favorabil. 4 voturi pentru și 1 vot împotrivă. Progresist, dar vorba. Întotdeauna. Dacă sunt discuții la acest punct. Vă rog, domnule. După părerea mea, este un alt stil de a cheltui banii publici fără rost. Noi nu avem drumuri și montăm stații sau facem, deci măcar nu le montăm, facem proiecte. Am înțeles că banii peste studii de fezabilitate s-au dat și nu puțin. Și vă aduc în atenție doar cum fac alte orașe. Varna, care are 335 de locuitori și al treilea oraș în Bulgaria, are 20 de stații de încărcare electrice gratuite puse la dispoziție de primărie. Târgu Mureș are un proiect la 142.000 de locuitori, are un proiect pentru montarea 8 stații electrice. Jimbolia, care se apropie ca număr de locuitori de noi, la 13.000, au o singură stație. Deci Târgovna va avea 15 stații, o să ne rătăcim căutând stații. Plus că s-au mai ridicat probleme în ședința de comisie, întreținerea acestor stații, da, și consumul lor energetic este foarte mare. Și totul bani de la buget. O altă problemă care am observat-o, deci din 3 milioane de lei, cât ar costa întreaga investiție, să zic, 1 milion îți cheltuie de eligibile. Deci noi nu asfaltăm străzi cu bani de la buget, nu pentru că nu putem, pentru că nu vrem. În loc să ducem banii, să asfaltăm strada Mihai Fogălnicianu, de exemplu, în termen cel mai scurt, da? Noi mergem pe niște chimere. Da? Două stații și încurajarea celorlalți, cum este parcarea privată, să pună o stație electrică sau Salina să pună o stație electrică sau Penny să pună o stație electrică, încurajarea celorlalți să pună stații electrice, noi ne asumăm noi niște lucruri la niște costuri pe care nu o să le putem duce, mai ales că energia tot crește de la o zi la alta. Ce o să facem peste un an, peste 5, peste 10? Toată lumea merge treptat, să punem o stație, două, vedem cum merge. Dacă e flux mare, mai putem monta încă 3. De asta nu se susțin acest proiect. Mai dorește cineva să intervină? Vă rog. Da, și eu aș vrea să vă spun că
Cred că înainte ar fi trebuit să facem locuri de parcare, pe care ulterior să le dotăm cu stații de încărcare. Astăzi sunt în Târgu, nu știu dacă există vreo mașină electrică, are cineva? Fură electrică nu este. Fură. Are cineva? Nu are. Sunt. Ai tu? Nu am. Nu știu persoane care sunt. Probabil. Cine mi l-a spus? Chiar în Tăbăcare am avut o discuție cu un proprietar care și-a cumpărat zilele acestea. S-au zilele trecute o mașină. Mai este deja registrat în primărie cu o mașină. La primărie a trebuit să știți, trebuie să le matriculeze și o să aibă nevoie. Oricum, tendința asta este, să ne cumpărăm mașini electrice și vor cumpăra persoane de următorii 2-3 ani. Consider că la început ar trebui să avem 2-3 stații în niște puncte cheie, gen primărie, piață, salină, ceva de genul ăsta. 15 este foarte mult. Na, nu știu, asta este părerea mea. Și costul este foarte mare. Costurile vor fi foarte mari, dar eu nu-mi imaginez cum vor fi amplasate. Deci, de exemplu, spatele bibliotecii, unde e plin de noroi și mizerie, facem o platformă betonată pentru două locuri de parcare, da? Pentru patru. Patru. Da, acolo e cu patru, cer scuze. Le betonăm pe alea, unde să stea mașinile electrice și, bun, atât facem, nu? Coborâm din mașină noroi, unde mergem? Cum mergem? Cum ajungem acolo? Prin nisip? Prin bălți? Haideți să ne gândim puțin. Da, nu știu. Asta e la drumul tău? Da. Vă rog, nu. Mă adresez inițiatorului acestui proiect. Dacă la nivelul executivului s-a făcut o estimare a costurilor consumului de energie pentru aceste 30 de puncte. Eu ca inginer l-am făcut. Și vă las pe dumneavoastră să cu siguranță e mult mai riguros. Mi-au dat niște, cum să vă spun, niște sume fantastic de mari. La 75 de kW stația, nu zic 24 de ore, Doamne ferește, 6 ore, să zicem că le folosim pe toate, ori 365 de zile, ori 5 ani, ajungem la ordinul milioanelor de euro, dacă este plafonat, cum sunt acum măsurile, la 1 leu kW. Asta mi-a dat mie. Poate greșești și vă rog, care sunteți de specialitate în aparatul domnului primar, să-mi aduc argumentul. Mie așa mi-a ieșit. Și zic, bă, eu încarc mașinile foarte bine. E o cantitate fantastică mare de energie verde care se generează, să zicem, vedeam undeva, tot în raportul de specialitate, cantitatea de CO2 diminuată prin instalarea stațiilor, 1105,51 kg de dioxid de carbon. E ok. Eu aș vrea să punem balanță. Eu nu zic nici da, nici ba. S-a făcut o estimare a costurilor, nu ne-apare nicăieri. Stemat? Mulțumesc. Mulțumesc. Mai sunt discuții? Domnul consilier, mă bucur că ne frământă problema viitorului și ceea ce este un lucru normal. Haideți un pic să pornim de la scopul acestui program. Este un program național lansat de administrația Fondului de Mediu. Undeva lansat, ar fi trebuit data de lansare din 8 decembrie 2021, dar ea nu a fost, a fost prin februarie, în care data închiderii, depunerii pentru acest proiect este 13 iunie 2022 sau după epuizarea bugetului alocat. Guvernul României, prin fondurile atrase din fondurile europene, vor aloca în acest program 500 de milioane de lei. Aceste investiții sunt pentru domeniile publice, adică pentru UAT-uri. În documentație, la eligibilitatea solicitantului și a proiectului, la capitolul 2, în dosarul de finanțare, cuantumul finanțării. Finanțarea se acordă în procent de 100% din cheltuielile eligibile, definite la un articol precedent, în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanți. Finanțarea se acordă pentru fiecare categorie de solicitanți, după cum urmează. Pentru UAT București, maxim 8 milioane de lei. Pentru UAT de rang municipiu, maxim 3 milioane. Pentru UAT de oraș, maxim 2 milioane de lei.
Pentru comună, 1.000.000 de lei. La aliniatul I, instituție publică UAT, localizată în stațiuni turistice de interes național, prevăzute în anexa 5 din hotărârea de guvern 852/2008, cu modificări și cu completările ulterioare, maxim 3.000.000 de lei. Deci guvernul, prin ministerele de resort, suplimentează suma de la, maximum 2.000.000, cât este orașul, cât ne-am fi încadrat, la 3.000.000 de lei. Mai sus, și spun că pentru finanțarea unei stații de reîncărcare, în valoare de 190.000 de lei, cam aici ar trebui să fie valoarea unei stații. Această stație sau aceste stații proiectate și impuse în acest program vor avea două echipamente de încărcare. Un echipament de încărcare rapid, care ar trebui una trebuie să se încarce în 40 de minute, și un echipament de încărcare lent 2 ore. Aceste echipamente, așa este prevăzut această stație. Până la această dată, noi, executivul, alături de oameni specialiști în domeniu, am încercat să identificăm locații în Târgu Ocna pentru a ne putea duce, dacă împărțim valoarea aceasta, la acești consultanți cu și în calculele noastre, ar fi valoarea de 50.000 de lei, valoarea unui raport. 50.000 de lei, dacă îi mulțim cu 15, ne ias, conform documentațiilor puse aici la mapă, 2.809.580. Deci exact când ne-am încadrat noi, până în maxim 3 milioane. Este adevărat că lângă aceste cheltuieli sunt o parte de cheltuieli neeligibile. Dar cheltuielile neeligibile sunt trecute în ghid în ceea ce înseamnă taxe, avize și tot ce înseamnă branșamentul între postul de transformare și până la stații. Deci echipamentele de legătură. A venit și a întrebat, ce înseamnă un branșament? Consultantul și proiectantul spune, domnule, cu cât apropiem stația de un post de transformare, indiferent de valoarea postului, pentru că legiuitorul obligă furnizorul de utilitate, dacă postul nu îndeplinește caracteristice și nu asigură tensiunea necesară și puterea, pe cheltuiala, nu știu, a statului sau pe cheltuiala operatorului, trebuie să schimbe transformatorul. Și au venit. Și vedem aici, ne ducem pe cheltuielile noastre neeligibile, în care am pus 750.000 de lei. Dacă mulțim 50.000 ori raportul, ne dă 750.000 de lei. Mai avem o cheltuială neeligibilă de 24.000 de lei asistența tehnică, deci tot ce înseamnă documentații și proiectare. Mai avem o cheltuială neeligibilă de montaj 146.186 și mai avem o cheltuială neeligibilă de comisioane, cote, taxe și costul creditului. Noi putem să accesăm de la o stație până la maximum 15. Nu ne obligă nimeni să sau noi hotărâm numărul de stații care va fi. Este adevărat că la acești 2.809.000 trebuie să adăugim și noi o contravaloare a unei cofinanțări, care înseamnă 1.190.917. În procentele astea calculate ar fi 70% finanțare, 29,70,2, 29,8% cofinanțare. În condițiile în care costul real cu o stație, cel neeligibil, ar fi 50.000 de lei. El poate fi, cu cât este mai aproape, ar trebui să scadă din această valoare. Acest program se încheie pe data de 13 iunie. Haideți să-l depunem și să vedem dacă devenim eligibili. Pentru că nu știm acum. Primul venit, primul servit și se completează lista. Contractul de consultanță este făcut cu clauză suspensivă. Adică consultantul și-a asumat alături de noi că materialul care îl facem duce la o eligibilitate a proiectului și nu muncește nimeni degeaba. Dar există și un risc ca să fie nedeclarat eligibil, neeligibil și atunci fiecare ne-a luat dosarul și îl punem în bibliografie. Ce se întâmplă cu contravaloarea sau serviciile? Știm cu toții că toți care utilizează mașini hibrid sau electrice au o aplicație
în care se pot înregistra și acolo văd exact harta cu toate stațiile electrice disponibile. De la ce oră, cu ce putere și atunci. Cel care dorește să vină să-și încarce mașina aici, intră în acea aplicație, va achita contravaloarea închirierii spațiului de parcaj, pentru că noi, ca autoritate publică sau niciun alt terț, nu poate să vândă energie electrică. În schimb, scrie în contract de vânzare, închiriază taxa de parcaj. În taxa de parcaj este inclus contravaloarea curentului, depinde pe care parcaj l-ai tras, adică cel din încărcare rapidă sau încărcare lentă, pentru că îți alegi timpul, cheltuielile de mentenanță a stației și tot ce înseamnă cheltuielile altele de care vor fi acolo în zonă. Este clar, din stațiunile turistice, de aia și guvernul a gândit, hai să suplimenteze cu 30% valoarea, de la 2 milioane la 3, încă 1 milion, să stimuleze crearea acestor stații. Noi ne adresăm domeniului public. Da, foarte bine, poate să vină orice agent economic sau orice persoană privată care dorește să-și facă și el o investiție și să devină un furnizor de servicii de acest lucru. Nu e un lucru rău. Pe perioada, suntem două stațiuni turistice în apropiere. Pe perioada cât un utilizator de această mașină va veni să-și încarce mașina aici, stă minim 40 de minute sau 2 ore. În cele 2 ore, pe orizontale, poate să facă ceva în o localitate. Să beneficieze de diverse servicii. Să solicite. Să solicite. Deci aici, în acest procedeu, suntem acum. Eu nu văd de, da, în momentul când devine acest proiect eligibil, va dura probabil un an sau doi, cât se va dura verificarea, aprobarea, semnarea contractului, cine va fi în situația de atunci, o să hotărască și la valorile de atunci, că nu putem să știm dacă proiectul mai e viabil pentru localitate la în acel moment sau nu mai e. Dar nu putem acum să spunem, discutam ședința trecută și în alte ședințe și cu siguranță o să mai discutăm, că în această etapă se lansează în piață două tipuri de finanțări. Finanțări prin PNRR și finanțări prin diversele programe guvernamentale. Eu cred că dacă vom rata acum aceste etape, vom discuta degeaba mai târziu și o să ne pară rău. Pentru că, într-adevăr, viitorul așa este, consumul electric. De ce ne-am gândit să punem stații în cele 15 locații și pe care le sunt nominalizate aici în material? Am încercat să echilibrăm un pic localitatea, ținând cont și de posturile de transformare. Și am zis, să fie în piațeta Regina Maria, pe partea cu parcarea care acum este făcută, în lanțul magazinele, Orange și Panimon și ce mai e acolo, cu două stații acolo. Pentru ca să asigurăm 4 locuri de încărcare, sau 3, scuzați-mă, 3, 6 locuri de încărcare. Fiind în zona centrală, orice locuitor din oraș care vine să-și facă cumpărăturile, poate să-și lase și mașina acolo la încărcare. După care, la bibliotecă, în spate la bibliotecă, iar este o zonă centrală, este punct de transformare și acolo montăm două stații. Aceste de la bibliotecă pot fi utilizate și de către locuitorii rezidenți în zonă. Bun, cel care locuiește la etajul 2, 3 sau 4, își va cumpăra o mașină, nu și-o încarcă el, că cu cablul peste geam nu cred că e o soluție. Și atunci ar putea să utilizeze și locuitorii. În parcul Măgura. În parcul Măgura, pentru că acolo avem transformator și există parcare, este și o zonă publică și o zonă de atractivitate, poate fi utilizată. Strada Trandafirilor. Vorbim de parcarea de la primărie de aici, care se adresează o dată pentru instituția primăriei și doi pentru tot ce înseamnă activitățile comerciale din zonă. Hotel, bistroul și cele instituțiile bancare din zonă. Strada Răducanu. Strada Răducanu este iar este o locație lângă un post de transformare. Este la intersecția cu drumul județean Pârgărești și ieșirea spre Oituz. Deci atunci e într-o direcție de mers a potențialilor turiști. Și acolo sunt și instituții de cult, și instituții medicale, medici de familie și medici specialiști, și o unitate de învățământ în apropiere, deci ar avea o adresabilitate. Strada Salina. Strada Salina am poziționat-o pe hartă cu strada Salina, nu cea care este asfaltată, ci pe sub podul de la piață, avem transformatorul sus, între proprietățile de acolo.
Imediat, când urcăm, pe dreapta este postul de transformare. Și incintă blocuri D-uri, la fel, este în zona centrală, și incintă blocurilor G. Deci, și noi am spus, dacă tot va fi să fie făcut o investiție, să fie o investiție ca să aibă adresabilitate atât locuitorilor, cât și turiștilor aflați în tranzit sau care vin să viziteze pentru o perioadă mai mare localitate. Și în situația asta suntem. Ați văzut că am suplimentat ordinea de zi, iarăși cu un proiect care de data aia a lansat în Planul Național de Reziliență. Eu vă rog să nu fim acum atât de rigizi în a aproba. Pentru că vom rata momentul. Dacă am fi avut o altă ședință sau o altă întâlnire până data de 13 iulie, deci mai avem o întâlnire din luna mai. Documentația, am făcut tot ce am putut ca să o pregătim, să o punem la dispoziția noastră. Noi și alte, la ședințe de comisie, am fost pregătiți și am spus-o și la Comisia de Urbanism, am venit și am prezentat, domnule, dacă trebuie date tehnice, suntem aici deschiși și să reprezentăm, la fel și la celelalte comisii. Aici suntem. Ghiduțul de finanțare, stai, dacă nu mă un pic, mă scuzați. La fel, cam la fel. Da. N-am putut să spune, domnul primar, ne-a primit o stată de încărcare. Programul decontează 190.000 de lei. Nu, cât de atât de mai? 50.000? Poftiți. 50.000 astăzi pe decontostate? 50.000 de lei am calculat valoarea teoretică a branșamentului stației. Branșamentul? Deci 50.000 ori 15 stații, găsim la anexa exact suma de 750.000. 190.000 ar fi finanțat de la bugetul de stat și suma aproximativ 120.000 părți la 590.000. 120 neeligibile părți la 5. Cu 24 milioane părți la 54 milioane total valoare. 2.809.580 ar fi eligibil, dar și 1.190.000 neeligibil. Da. 70.030. 1.190.000 fără TVA, cineva pe stăți, încă o problemă. Putem să reducem acest număr la oricât, dar procentul va fi tot acolo. Pentru că finanțarea e aceeași, valoarea, și cofinanțarea va fi aceeași, poate chiar mai mare. Pentru că la cheltuieli de proiectare, fie că proiectezi pentru 5, e adevărat, nu pot, nu-i chiar, nu se respectă proporția. Dacă, da, dacă proiectezi și ai o documentație pentru 15, e aia cu 2 sau 4, poate e un pic mai, cu câteva pagini, mai puțin, dar cifrele sunt aceleași. La fel și taxele și avizele. Taxele și avizele sunt unice, pentru că le plătește de la nivelul ăsta. Deci atunci procentele s-ar putea să se modifice. Noi am venit cu toată explicația, cu toată bunăvoința, să aplicăm pentru acest lucru. Dar cred că sunt 6 puncte, dacă sunt 3, cred că chiar mai e nivel mult mai mic. Absolut, absolut, dar asta... Cred că e de ajutor una la Piatra Regina Maria, una la primărie și una la altă parte, nu de cele 7 puncte. Transformare. Și normal e... Părerea mea este și trebuie să știu ceva acolo, trebuia să fiți întrebat la înaintea face tu defensa de data. Părerea noastră, puteam să zic fiecare părere, băi, este necesar 50 sau mai multe sau mai multe. Puteam cineva să spune mai multe, 20, nu se știe, o 3. Domnule, putem face M peste cele 15 pentru peste valoarea maximă. Dar ele asumă 100% de finanțare. Da, mulțumesc, domnule președinte. Cred că proiectul este bun, hai să votăm pentru, că dacă chiar cădem poluarea în oraș, în care avem activități electrice, ce se întâmplă în mașină, drumul către mașini electrice, eu aș o plasare acestor stații altfel decât ați gândit dumneavoastră. Am observat că le-ați concentrat în zone foarte aglomerate. Zonele sunt și punctele de transformare. Aia e. Ar fi trebuit să fie amplasate în zone mai lejere, să respire. Asta, adică aici ocupăm deja câteva parcări care sunt, pentru că, vă rog, spuneați dumneavoastră pe cetățenii la blocul respectiv acolo, ei pierd niște parcări.
pentru că ele trebuie păstrate. Nu, lăsați-vă că... Deci ele trebuie păstrate pentru încărcare. Era bine dacă puteau fi mai... În afară zonă, ne-am creat pe postul de transformare. Pentru că cât te îndepărtezi de postul de transformare, mai cheltuie, crezi. Posturile de transformare sunt în zona centrală. Deci, păi mai sunt posturile de transformare, dar... Era bine dacă erau mai... Da. Deci mai avea câteva parteri în plus și lăsam și pe astea din zona centrală să le spire. Bine, e bine cu oriunde a fi, dar aș fi mulțumit maxim. Dar nu mai dorești cu cine ar vrea să intervin și eu. Mai aveți o solicitare de președinte. Dumneavoastră aveți și într-un capăt și în cealaltă a străzii punctul de... La capăt. Programul de finanțare s-a deschis pe 13 decembrie 2021 la ora 10. Am avut curiozitatea să mă uit pe site. Disponibil rămas din 500 de milioarde până astăzi, deci după 4 luni de deschidere a anului, disponibil rămas cu 415.240.155 de lei. Din 500 de milioare. Din 500 de milioare. Deci, mai puțin sub 85 de milioare au fost proiecte aprobate. Deci nu se înghesuie România la depozit. Depozit, da. Deci în 4 luni s-au cheltuit din 500 de milioare 85 de milioare. Spune ceva. Pentru mine, cel puțin, că lumea calculează și altfel. Este proiect de bun. Nu spunem că nu este bun. Nu-l putem susține din considerente economice. 1,2 milioane de lei este o sumă foarte mare, pe de-o parte. Pe de altă parte, 15 stații plus încă 3 stații pe celălalt proiect pe care îl avem de ordinea suplimentară, ajungem la 18 ori 2, înseamnă 36 de locuri de încărcare electrică în Târgu Ocna. E mult. Este prea mult pentru Târgu Ocna. Astăzi. Face bolul este prea mult astăzi pentru Târgu Ocna. Acum putem calcula în toate feluri. 36 ori jumătate de oră timp de încărcare, ajungem la 1000 de mașini pe zi. Atenție! Și mâine vor fi tot prea multe. Putem calcula și cu indulgență, așa, dacă suntem pesimiști, încărcăm 2000 de mașini pe zi, cu 15 stații, nu cu 18. E prea mult, nu mai avem nevoie de așa ceva. Este bine să avem stații, putem să discutăm 2, 3 ori 2 locuri, 6 locuri, este arde suficient. Acum și modul acesta de a încasa, nu va fi simplu de făcut, va genera costuri. Cine verifică? Cum verifică? Dar o să fie automat, oamenii nu vor plăti doar așa din conștiință. Cineva va verifica, vor fi niște costuri directe sau indirecte. Deci punctul nostru e că noi nu putem susține proiectul în forma asta datorită supradimensionării numărului și implicit o cheltuială necesară, pentru că vremurile sunt cum sunt. Să aruncăm pe fereastră 1,2 milioane plus TVA, adică 1,5 milioane de lei din bugetul local, ar trebui să ne gândim foarte, foarte serios. O propunere rezonabilă ar fi un număr între 2, 3, maxim 5 stații. Că dumneavoastră să vă văd timp, vă lăsăm doar la un capăt de stat, domnul șef. Aveți un mare. Dar cu 15 stații, credeți-mă, tot calculul pe care l-ați făcut dumneavoastră că 50.000 sau și proiectarea și toate sunt în număr de stații, cum ați explicat. N-are rost să ne aruncăm cu 15 stații, cred că vom fi iarăși campioni la știri. Pe lângă alte recorduri care le-am bătut în România, vom fi de departe orașul cu cele mai multe stații pe cap de locuitor. Suntem stațiune turistică, de acord, dar faceți calcul. Vor fi mii, avem o capacitate de mii de mașini, nu știu dacă ție rețeaua. Mii de mașini, nu, niciodată nu se vor încărca între două. Este un proiect bun, îl susținem, este supradimensionat. În forma asta, cu 15 stații, nu putem să-l votăm. Vă rog. Eu îmi dau seama că v-ați expus o opinie. Păi dacă finanțatorul a lansat în decembrie programul și până acum
toate unitățile administrative acum își derulează proiectele, acum încearcă să construiască și să depună, pentru că suntem, știți întotdeauna că proiectele se depun spre partea a doua, că n-ai timp să elaborezi documentația. Doi. Până aici suntem de acord. Până aici, perfect. Am spus de la bun început că acest proiect este o intenție. O depunem, să devenim noi eligibili și să știm că vom avea de câștigat. La momentul când devine eligibil proiectul, tot Consiliul Local poate hotărâ dacă ne menținem cererea de finanțare sau nu ne menținem. Pentru că ne putem retrage oricând. Abia rămân fonduri disponibile pentru cei care intră în lista de așteptare. Că știți, prima dată îți devii eligibil, intri în lista de finanțare sau intri în lista de așteptare. Și dacă cum se eliberează. Dar de ce vreți să știți, domnul? Nu vreau, vreau 15, nu că vreau 15. 15 au rezultat din calcul, pentru că dacă legiuitorul a hotărât din care de, maxim de finanțare. Exact. Înțeleg. Dacă legiuitorul a venit și a spus, domnule, la statutul unui oraș de, am zis, 2 milioane, ne ducem la 3 stațiuni turistice. Dar de ce ori fi făcut ei calculul ăsta? Să ne ia bani, să ne ia bani. 9, 1,2 milioane de lei. Și 2,8. 2,4. Asta nu sunt la... Haideți să ajungem atunci. Vorbim de banii noștri. Haideți să... Eu v-am ascultat până azi și o să ajungă să... Deci, în această perioadă, o să se consemneze și procesul verbal și o să vedem. Nu ne vor judeca oare generațiile care vor veni după noi la maturizarea acestui proiect. Dom'le, dar de ce s-au opus din start? Bă, proiectul spunea care e valoarea maximală. De ce nu s-au pus la valoarea maximală? Poate foarte bine să, nu știu, să găsească o chipsie și să spună, dom'le, uite, v-am făcut eu un car cu 2000 de mașini pe zi. Când, Doamne, ia vreo, care e la 2000? Hai să vedem câte se arunce stații cu o jumătate de oră și vedem câte mașini. Da, da. Și atunci și face cum ați spus, am făcut 2000. Când și... dracu, Doamne, iartă-mă, iertați-mă. Când vor fi 2000 de mașini într-un loc. Domnule, dar așa, intervalul din noapte, nu vine nimeni să schimbi mașina. Adică eu l-am dat pe cap până la 2 noapte, da? La 25 m-am trezit, mă duc în pijamale să-mi iau mașina de acolo, să-i eliberez locul. Hai să fiți serioși, nu puteți să calculați 12 ori, că sunt, că 24 de ori că se încarcă mașinile non-stop acolo, dă online, dar nici la benzinării nu e așa, vorba aia. Iar dacă stația, stă, nu are cost. Deci, bun, la benzinării, dacă nu intră nimeni într-o zi în benzinărie, asta înseamnă că... Deci, aici suntem. Eu îmi dau seama că există o teamă să antacmăm viitoarele bugete locale cu aceste costuri. Dar haideți să vedem, să depunem noi acum, să avem capacitatea, să depunem proiecte prefinanțare pe toate liniile de finanțare și tot dumneavoastră, alături de executiv sau executiv, alături de dumneavoastră, va hotărâ care le ducem în finanțare, la momentul când devin eligibil. Domnul Prima, nu prima oară când avem viziuni diferite, deci... Da, nu știu, dar eu respect viziunea noastră. Vă rog, așa. Mai da, da. Ne-ai permis finului dumneavoastră. Nu, v-am dat cuvântul de mulțumesc. Când mi-aș vrea să le iau cuvântul aici, am aprobat și în comisie și am optat pentru acest proiect, un proiect de viitor, nu știu dacă mă alimentez eu la stație electrice, dar sună bine, mai ales că pe strada mea am și la un capăt și la altul, așa cum a spus noastră, o să fie o veselie. Adică, afirmația domnului primar, hai să depunem cererea și pe urmă tot în Consiliul Local vom aproba 1.27, m-a pus să citesc, asta am învățat. Și văd aici proiectul de hotărâre privind depunerea, aprobarea depunerii cererii de finanțare. Numai că ăsta era acela, la suplimentarea ordinii de zi. Cine se pune nouă astăzi să votăm? Hai să citim. Deci noi votăm astăzi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții. Și dacă nu face așa doar afirmația domnului primar, pe care îl respect și pe toată considerația, nu că facem una, două. Uitați cine obligăm aici. Se aprobă participarea la program, orașul Târgu Ocna va respecta toate cerințele programului și a contractului de finanțare, se aprobă indicatorii tehnico-economici. Adică, de acord, și acum înțeleg care este problema. Haideți să vedem, s-a făcut un studiu care va fi peste un an, 2, 5, 7, necesarul de stații pentru Târgu Ocna. Și de ce vă spun acest lucru? Pentru că noi pe mediu au mai fost proiecte, au fost cadouri otrăvite. Acele bazine de not. Și atunci știu că toată lumea, și noi am fost, hai domnule, un bazin din not. Și bine că nu le-am luat. Vedeți ce are Slănicu acum cu bazinul din not. Am avut și noi un proiect pe mediu. 2010 și 2012. Noroc că s-a schimbat în 2012
am venit și am anulat din proiect partea cu parcul de la Agricola, că termina și păr. Că cei de la mediu pun niște condiții esențiale, pe care nu le vezi la prima vedere. Vezi că dau ei de trei ori suma care o dăm noi. Dar parcul Trandafirul a făcut făcut un proiect de mediu. Și acolo era așa, că suprafața aleilor trebuie să fie atât la sută din total proiect. Și a făcut alei de 1,5 de nu pot merge doi. Îndrăgostit sau cu căruțul. De ce eu aș dori, dacă mai avem timp, sunt de acord cu proiectul. Haideți să vedem totuși care e necesarul, pentru că efortul este mare. Și eu, unul care am votat și sunt de acord, dar cred că aici este toată problema și ar fi bine ca un asemenea proiect să fie votat de trei Consiliul Local. Și haideți să vedem. Sunt de acord că am înțeles că executivul a mers valoarea maximă care putem să o luăm. Dar cel mai scump lucru pe lumea asta este la care e gratis. Deci ei ne vor da stațiile, le vor aduce aici, spălați-vă pe cap, dar îndepliniți condițiile care vi le-am pus eu. 5 ani de zile, nici nu acolo nu-i clar dacă plătim noi energia sau cine o plătește. E gratis. Păi și cine o plătește? Statul român sau primărie? Da, bun. Bine. Dar trebuie să asigur acolo mentenanță. Adică haideți să vedem. Și eu cred că și domnul președinte, apropo, dacă revizuim proiectul și îl introducem în luna mai, dacă mai este timp, cu o altă, alte valori și cu alți indicatori tehnico-economici. Pentru că odată aprobați indicatorii tehnico-economici aici, eu nu știu dacă îi mai putem schimba. Așa cum s-a făcut afirmația aici, că vedem noi după ce suntem eligibili, dacă aprobăm 1, 2, 3 sau 5. Uitați, și domnul președinte care a votat el împotrivă, a reușit să-l convinc și a zis că cu 5 aș merge și eu. Știți că dânsul e contabil și s-o plătește. Domnul Șloghi, așa spune, eu v-am urmărit și că nu eram în consiliu, așa spunea și dumneavoastră. Am văzut undeva domnul primar. Da. Cadouri otrăvite nu puneam. Da. Nu renunțam la el. Așa cum am renunțat la bazile de nou. Ați terminat? Dați-i, vă rog frumos, să-l ascult cu mare atenție. Nu pot fi de acord ca contravaloarea asfaltării a unui kilometru, da, de drum, că suntem cândva pe jos la capitolul ăsta, să le dăm pe investiția în 15 stații de încărcare de drum. Întâi trebuie să avem pe unde să meargă mașinile și cele electrice și cele cu combustie clasică și pe urmă să avem stații electrice. Mulțumesc! Dacă îmi permiteți. Haideți să dăm puțin timp înapoi în anul 2016, când tot în Consiliul Local se discuta implementarea sau viziunea unui proiect de valorificare turistică. Și se vorbea atunci de pistă de biciclete, se vorbea de modernizare, parc. Și spunea, ce, unde Dumnezeu ne trebuie nouă? Iată că suntem în anul 2022. Un proiect care va începe cât de curând lucrările, pentru că e în stadiul de achiziție de echipamente și materiale de astea. Eu respect pe domnul Șlochi și știu foarte bine cât se lupta pentru a accesa orice tip de proiect. Dacă mergeam cu valoarea de 50%, eram contestați că de ce nu ne-am dus cu valoarea maximală. Dacă legiuitorul a venit și a spus o valoare maximală, acum sunt discuții de ce ne ducem pe valoarea maximală. Dacă a venit cu indicatori tehnico-economici calculați și rezultă niște indicatori aici, putem discuta. Dacă veneam fără valori tehnice, se discuta, dom'le, nu avem nicio valoare tehnică, de unde știm care sunt costurile? Ne învârtim într-un mister din asta. Sunt programe de finanțare pe care le-am aprobat sau care le avem în dezbatere, care prevăd ca să avem indicatori tehnico-economici și sunt programe care merge doar la nivel de date statistice sau niște date, cum se cheamă, sintetice, vis-a-vis de proiectul Angel Salini. Da, ne dorim cu toții să găsim proiecte de finanțare, să asfaltăm și ultimul centimetru de stradă din orașul Târgu Ocna. Și am accesat. Când a apărut Angel Salini, am punctat pe el. Acum Angel Salini a lansat a doua linie de finanțare pe extinderea rețelei cu gaz. Și o avem, ca și material. 20 ceva de kilometri. Pentru că am făcut toate străzile acolo. Ajunge să vedem întâi. Pentru că acolo e doar indicator statistic. Nu ne-a cerut. S-au mulțit cu niște coeficienți. Astăzi, de-aia, dacă am văzut că la nivel de localități se discută de 2 milioane de lei, iar la nivel de localități turistice se suplimentează. Atunci, hai să încercăm să atragem banii ăștia. Dumneavoastră vezi de ce. Da. Mulțumesc. Aș vrea să intervin și eu. Haideți să revenim iarăși concret.
Eu nu am nicio emoție că mă va acuza cineva că nu m-am dus la maxim. Repet, e o diferență de viziune, dumneavoastră vedeți într-un fel, eu văd altfel. Haideți să calculăm nevoia reală pe care putem să o extrapolăm în următorii 5 ani de zile. Câte mașini electrice pe zi vor fi întrebări în următorii 5 ani de zile? Nu le facem pe 20 de ani. Și de acolo pornim. Nu pornim că ne dau nu știu ce și noi le luăm și ce bine o să fie, că ne învârtim și domnul și rochim în stânga dreapta arestat. Sau orice ar fi. Deci, nu, de întâmplător sunteți beneficiarul. Dar câți bani punem și care este nevoia reală? Cum spunea și domnul Drăgănuț, că mi-a plăcut cum luăm locuri de parcare. Pentru ce Dumnezeu să le facem dacă nu ne trebuie să facem altceva cu banii? Deci, care e logica să mergem la maxim? Hai să mergem la 5, că atâtea ne trebuiesc. Câte mașini electrice vor fi? Astăzi este una, două. Peste 5 ani vor fi 200 pe zi. Și de aici pornim calculul și ne rezultă. 3, 4, 5, câte ne rezultă? Dar eu nu sunt de acord să mergem la maxim doar pe ideea că ne va acuza cineva. Nu, domnule, n-am nevoie de maxim. N-am nevoie de maxim. Din 500 de milioane s-au accesat 85 milioane. Știți cine s-a dus? S-a dus orașele mari, care au bugete și își permit lucrul ăsta. Nu s-au dus repede orașele mici, nu. Aici sunt orașe mari, aici e București, e Brașov, e... sunt orașe turistice mari. De asta sunt 85 de milioane. Aveți dumneavoastră lista? Vă spun eu, Târgu Mureș, da. La 142 de interlocutori, au pus proiect, dar pentru o votație. Și iar da. În proiectul ăsta? În acest proiect, da. Domnul primar, la modul foarte serios, domnul Șiloc i-a zis, nu ne duceți în eroare. E părere, nu ne duceți în eroare. Nu că putem modifica pe urmă, dacă aprobăm 15, păi aprobăm 15. Nu că ne mai gândim noi și că omul vedea, că pățică, omul vedea. Deci, proiectul e foarte clar. 500 de milioane, la 150% se închide, nu mai poate să accesezi nimic. De 4 luni de zile s-au depus 85 de milioane de 500 de milioane. Nu-i gravă. Vă rog, refaceți-l, calculați-l și haideți să cedăm pe stolă în durere. Președinte. Păi nu știu, haideți să... Păi dar spuneți că văd eu am zis soluții. Eu v-am zis că faceți mașini de viață. Deci am plătit studiul de rentabilitate cu 200 de milioane. Nu am plătit, domnule consilier, niciun studiu de rentabilitate. Câte mașini de electrice vrem să încărcăm? Domnule, peste 5 ani... Domnule, nu mai fă afirmații. Te rog frumos, domnul consilier. Vă rog. Păi... Nu, afirmație parțial corectă. Ați antamat această cheltuială, n-ați plătit-o. Și este la 15 stații, ori o sumă. De acord, da? Așa s-a întâmplat. Eu vă spun calculul. Haideți să vedem câte mașini vrem să încărcăm peste 5 ani pe zi în Târgu Ocru. Păi spuneți dumneavoastră. Eu zic că mai trebuie să facem o strategie a orașului, da? Să zicem peste 5 ani o să avem 500.000 de vizitatori, 500.000 de turiști, da? Să presupunem că 10% dintre ei să aibă mașini, o să vină cu mașini electrice. Da? Și atunci ei trebuie să le încărcăm, da? Păi mai așa să vin la prietenul domnului. Asta că noi nu suntem la Slănic, suntem la Târgu Ocru. Și, uite, nu, hai să vorbim la concret, nu că la maxim. Nu sunt de acord să mergem că la maxim. Nu, hai să calculăm, nu știu cum, poate greșesc 200 pe zi, poate o să fie 250, habar n-am. Dar nu cred că trebuie să mergem pe ideea că nu mergem la maxim. Dar vin cu materialul și înțeles, dar dacă noi îl aprobăm, mergem pe el înainte cu 15. Eu nu am să decidez. Nu putem fi aici ca la piață. Hai să punem 4, 6, 18. Nu, eu am spus de proiect și că ne-am pus pe valoarea maximală. Pentru că asta este... Nu ne permitea nimeni să veni să spună, doamne, nu ne trebuie. Pentru că nu există astăzi în România un studiu sau un consultant care vine să el să le vândă câte mașini vor fi într-o perioadă. Consultantul se vândă maxim, nu înțeleg. Mă cred cum mără voi. Bun. Eu mă opresc aici cu o prezentare, dacă îți mai doriți alte date tehnice pe care le putem da. Totuși, foarte pe scurt, eu nu cred că vom pierde, chiar dacă vom fi 15, pentru că va crește deci, numărul de turiști. Asta este drumul, mașini electrice, vor fi multe. Dacă am să zic că au suficiente stații de încărcare, vor veni la noi. Dacă la oameni și nu sunt, vor veni la noi, se cazeze, se răspund. Vor chiar nu. Nu, 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 n
Există riscuri. Există riscuri, dar dacă cred că suntem finanțați, știți că noi stații de încărcare vom putea bănșuri la noi. Fiți spune așa că cei care finanțează vor tăia din sume și va trebui să avem de unde să ne se reduce. Punctul nostru de vedere următor. Nu este grată, mai sunt dumneavoastră, mai lasă, domnule. Da, da, stați pe canal să spui adună asta. Punctul nostru al celor patru consilieri. Asta este nu-i gravă. Seamă de fecrează, de rămân 10 bune. Nu este gravă, bani încă sunt 415 milioane. Cred că ar trebui regândit pe nevoile reale și să depunem... Spuneți, domnul președinte, nevoile reale, spuneți acum. Poate, uite, noi considerăm că... Între 3 și 5 stații. Totuși, eu sunt de părere. Totuși, sunt de părere. Suntem într-un oraș turistic, avem nevoie de vizitatori, de turiști. Prin aceste stații le oferim un... plus, nu, la avantaj. Veniți, uite, încărcați gratis mașina, nu mă sferiți la Târgu Ocna sau ceva de genul ăsta. Noi nu ne ocupăm să avem stații electrice, nu mă înțelegeți greșit. Păi cum adică? Ori facem acum proiectul ca să fie peste 2-3 ani valabil, sau ori facem peste 2-3 ani ca să fie peste 5 ani valabil. Când îl facem? Totdeauna cred că gândiți cu bătaie lungă. Hai să calculăm bătaie lungă, nu înseamnă maxim că nu legea. Haideți să ne gândim. Domnul președinte. Domnul președinte, dar haideți să ne gândim că nu suntem la pe când alimentezi mașina cu 50 sau 100 de litri și carburant în 3 minute. E vorba de timp. Și e vorba de un timp optim de vizitare. Pentru că niciun turist nu vine noaptea la ora 3 dimineață să aștepte să-și încarce mașina și să ia până la 9. Vor fi în zona diurnă, de la ora 9 la ora 18, 20 seara. Câte mașini vor putea fi încărcate? Deci dacă se merge la flux maxim, să presupunem că în 2 ore se vor încărca 3 mașini la fiecare post, ori 15 posturi, ori 12, este 540 de încărcări pe zi dacă se va merge la foc continuu. Deci la 15 stații, 540. Nu cred că va fi mai mult de 50% gradul de ocupare. Deci clar se va încărca 200 și ceva de mașini pe zi. Alea avem? Astăzi nu, dar poate peste 2, 3, 5 ani, vor fi. Eu cred că localitățile care vor avea resursa sau posibilitatea să se racordeze, vor avea un avantaj. Să ne gândim că tot mediul rural din zonă nu au capacitatea să, pentru că nu au programe eligibile. Și atunci, ce o să fac? O să stea acolo? Nu, o să presupunem că prima localitate de lângă noi, de tip comună, alocă și ei cât e aici pe 1 milion, da? De 1 milion ies 2 stații. Și 100 de locuitori, 1000 de locuitori cât ar fi acolo, cum să capre aia 1000 cu 2 stații? Haideți acum să fim un pic flexibil. Dar dumneavoastră, noi ne-am prezentat punctul de vedere, dacă și un proiect de supus. Restul, nu putem așa să plecăm de aici astăzi, că revenim cu un material și o să punem 6, 8, 3. Dacă de banii noștri îi făceați întreaga investiție, probabil că vedeam să avem 5 puncte de încărcare. Iar celălalt de 10 puncte ar fi din finanțarea externă. Doamna arhitect și Iamna. Dacă se poate, vreau să completez ceva. În cei 1.200.000 de lei eligibili, din cota administrației locale, 750.000. Estimat, da? Estimat la această oră, sunt cele 15 branșamente pentru cele 15 stații. Da? Așa cum am menționat și în raport, cu cât distanța este mai mică față de postul de transformare, 50, 100, 200 de metri, cu atât cheltuiala pentru branșament va fi raportată la lungime. Adică, e posibil ca din cei 750.000 să cheltuim poate la data execuției lucrărilor, nu știu, 200, 300 de mii, 500 de mii de lei, dar nu 750 de mii. Atunci, automat, tot ce înseamnă cheltuială eligibilă la data execuției, la data proiectării efective, va scădea. Nu, eligibilă neeligibilă, neeligibilă. Și scade neeligibilă. Scade neeligibilă. Iar dacă în o locație avem trei stații, cum am propus-o pe cea de la Orem sau cum o propunem pe cea de la bibliotecă, e clar că acolo nu poate fi 50 ori 3. Pentru că e un canon și e cu 3 racorduri acolo, cu 3 aparate de măsură. Deci ne adaptăm și la infrastructura noastră care o avem acum. Consultantul a luat o valoare estimată în funcție și de alte
alți proiectanți în domeniu, da? Nu au putut stabili clar o valoare a branșamentului în funcție de lungime. E o valoare estimată. Atunci, în momentul în care, dacă reușim și suntem eligibili și se încheie un contract de finanțare și se începe partea de proiectare, proiectantul de la data respectivă va calcula cu exactitate și în baza unui studiu și unui aviz dat de cei de la Delgaz, valoarea racordării. Mai am o singură completare. Prin acest program, aceste stații vor fi dimensionate la 75 de kW. Celelalte stații, care vin prin celelalte programe și, de exemplu, cum avem un program ulterior, sunt niște stații de model mai mic, în care cele trei stații poate fi una de maxim 50 de kW și două de una de 11 și una de 7. Deci iată că dimensiunile sau valorile de încărcare sunt diferite. Și atunci, haideți să mergem cu proiectul ăsta, așa cum este el. Cum l-am gândit la valoarea maximală să tragem din grant și cu posibilitatea să reducem valoarea neeligibilă, care o să dea clar, așa cum spune domnul arhitect, din proiectare, vom aproba atunci când te duce în licitație. Decât să o tăim noi acum, că așa ne-am gândit noi acum. Plus că, dacă îmi permiteți, mai vreau să fac o completare. Suntem un oraș situat pe un drum național. Un drum care este mereu tranzitat. Aceste stații de încărcare pot fi locate pentru o aplicație clar evidențiată. Da? Că e turist, că nu e turist. La Zăbor, la aia de șerțați, la Orești, la Tătării. Da. Și îl faci la Bumănești, da. În stație la OMV, dacă nu greșesc, există o stație de încărcare electrică. Din câte țin eu minte că am cerut niște informații, aia e pentru încărcare de 3 ore. Poate greșesc. Dacă greșesc, îmi cer scuze și îmi trebuie cuvintele. Dar atâta timp cât sunt multe puncte cu stații de încărcare, oricine, că e, tranzit, că e în tranzit, că e turist, se poate opri și încărca. Nu va fi un flux de încărcare de 40 de minute, va sta o mașină una după alta. Asta suntem conștienți, că așa e și la benzinărie. Da? Chiar dacă avem două benzinării, vom avea 3-5, câte sunt, nu va sta niciodată unul în spatele celuilalt să alimenteze. Iar să nu uităm că peste 5 ani nu știm câte mașini electrice vor fi. Și haideți să fim un pic corecți. În momentul când ai intrat pe aplicație și tu te afli în tranzit, ce faci? Zici, mai stau jumătate de oră aici că pot să mă alimentez? Sau mă duc, mai am autonomie cu 100 de km, mă și mă încarc acolo? Aici e problema. Îl ții captiv minim 40 de minute? Îl ții aici pe om. Cât stai aici 40 de minute? Nu o să spun. Există și un procent care la stă în mașină și nu consumă nimic. Haideți să vedem partea plină. Da, discutăm de buget, de această valoare. Acum, dacă vom suma toate proiectele care le are în implementare orașul Comuna și care ne le dorim să le implementăm, păi cu siguranță vom depăși valoarea maximală a bugetului nostru. Dar vom vedea la vremea respectivă. Pentru că s-ar putea acest proiect să moară din fașă, să blocheze. Și atunci nu va fi. Și s-ar putea să deschidă un alt proiect care va fi un pic dimensionat și va merge mai repede. Cine s-a gândit odată că în momentul când Adibu și cu operatorul CRAM au lansat proiectul de master plan pe apă, canal la nivel județean, nu vor termina mai repede și noi venim cu proiectul de valorificare turistică în completarea lui. Iată că ăla-i mai încă. Noi deja am ajuns la autorizație și am emis ordinul de începere lucrări, iar ăla încă sunt în stații de licitație, care e cu siguranță că licitația de acum e sortit eșecuri, că nu sunt modificate valorile. Deci, nimeni nu poate să spună acum când va fi implementat. Da, 13 iulie, ultima zi de depunere. Ne putem întâlni încă o dată, pe 12 iulie. Dar aici, da, aici avem 13 sau după epuizarea bugetului alocat. S-ar putea să avem surpriza. Teoretic. Că după amiază să fie epuizat. Au depus o dată de 4 luni înseamnă că nu știu una din 500 de milioane. Acum 4 luni nu puteau fi depuse proiectele pentru că nu existau lucruri. Nu este nimeni. Comănești 4 stații, Dărmănești 3 stații au depus și Comănești și Dărmănești 3 stații. Și viziunea predecesorilor noștri, când în 1992 se discuta de stațiuni turistică,
a fost și aici s-a discutat în acest consiliu. Și domnul Șirochi poate să spună. Când Dumnezeu să-l ierte, primarul de atunci, domnul Bruma, venit și a zis că, domnule, viziunea localității este stațiune turistică, au privit unii așa și așa. Și a zis, a, domnule, și iată că peste am un doar la tații și stații, mulțumesc. Ce spune doamna arhitect este tot atât de adevărat cu ce spun eu acum. Cheltuielile neelegibile s-ar putea să fie mai mari de 1,2 milioane. Vom vedea. Nu, nu, că s-ar putea să fie și mai mici și mai mari. Dacă scade eu... Nu e ca la... Deci eu pariu nenecesar. 1,2 milioane de lei din bugetul local. Repet, trebuie făcut un calcul bazându-ne pe realitatea pe care o trăim în Târgu Ocna azi și putem extrapola pe următorii 5 ani. Mai mult nu cred că trebuie să ne ducem. Când mergem la maxim, mă rog, e un punct de vedere, la maxim cu bani gratis, la maxim mergem și cu cofinanțare. Dacă mai sunt discuții pe acest punct. Dacă nu supunem la vot, domnul Rusu, cum votați la acest proiect? Domnul președinte, vreau să votez într-un fel acum, cred că m-ați supunit să votez acum, nu știu ce să spun. Nu este așa civilizat. Haideți să trebuie. Deci sunteți pentru, da? Mulțumim. Cine este pentru din sală? Împotrivă? Abțineri? A fost aprobat, da? Nu, 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 păi, Cine e aici, așa nu știu. Cu votul e cu PER. E cu PER. Așa cum votați, domnul Ianuș. Domnul Rusu. E așa, PER. Cum să votez? Dacă tot v-am văzut. Vezi, dați avantaj, că nu ne vedeți, domnul. Și astăzi, punctul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a deviziului general estimativ prin Programul Național de Investiții Anghel Saline pentru obiectivul de investiție, dezvoltare, sistem de distribuție, gaze naturale, orașul Târgu Ocna, județul Bacău. Comisia Economică a disfavorat 7 voturi. Comisia Economică a disfavorat în unanimitate. Comisia Economică a disfavorat pe 5 voturi pentru decizie. Vă rog să permite domnul Cinte să fac observații. Vă rog, ca să mai fie supărat domnul Rusu, la un proiect de votărâri ați cerut votul la începutul votării și altă dată la urmă. Vă rog să cereți votul la început. Nu, acum l-ați cerut după, vă rog tare. Da, era un... da. Să nu mai faceți greșeală, dar cereți în prima dată votul ca să se simte îndepărtat așa de mai. Dacă sunt discuții la acest moment. Vă rog.
Doar atât vreau să menționez că este un proiect binevenit, cam târziu, are mai bine mai târziu decât niciodată. Sperăm să se realizeze cu succes în mandatul domnului primar. Domnul consilier, abia problemele s-a avansat, am făcut de o săptămână, deci sperăm să mai avem rezultat. Cetățenii, în 2 ani de zile, zic că e ok. Ați terminat-o? Da. Mai sunt alte discuții? Dar nu supune la vot, cine este pentru? Scuzați, sunt domnul Lusu. Pentru, domnul președinte. Pentru, unanimitate. Trecem la punctul 9. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local Târgu Ocna la numărul 121 din 16-12-2021 cu privire la aprobarea compensării unei sume investite de SECE Slănin Moldova Bucuria Vacanței SRL pentru amenajarea spațiului din imobilul construcție fosta centrală termică din zona Boitul Orar, oraș Târgu Ocna, județul Bacău, ce face obiectul pătratului de închiriere numărul 6987 din 24-5-2021. Aici avem un singur aviz de la Comisia Juridică. Comisia Juridică și Administrație Publică a aviz favorabil, 7 voturi pentru și 1 de posibil. Sunt discuții pe subiect? Aș vrea eu să spun ceva. Am ajuns la punctul ăsta să revocăm hotărârea datorită voturilor al nouă consilier care în data de 16-12 au aprobat acest proiect. Noi nu i-am dat șanse de atunci, nici acum nu vom participa la vot, dar probabil că ne vom abține ca să respectăm codul administrativ. S-a ajuns aici, dar nu cu votul nostru, de aceea nu vom participa. Dacă sunt alte discuții, dacă nu, vă rog. Da, eu mă bucur că s-a ajuns la acest punct, după două ședințe, când s-au luat hotărâri. Așa cum s-a luat, eu nu cred că colegii sunt vinovați pentru această hotărâre, ci materialele care au fost puse la dispoziție și ne amintim cu toții în raportul de specialitate cam ce afirmații s-au făcut. Este bine că s-a ajuns aici, pentru că dacă aprobam la ședința trecută a condiționale, aveam două hotărâri care erau propuse la prefectură pentru... erau atacate la prefectură. Felicit executivul și modul în care, deși la comisia noastră n-a mai fost adus acest material, felicit modul în care au fost făcute materialele acum și raportul de specialitate este făcut de juriști și mă bucur. Și nu de partea tehnică care a oscilat în afirmațiile care a făcut. Mulțumesc! Conducerea a dispărut în motivații de data asta. Da, jumătate din el. Jumătate în ce era. Domnul Drăgănuță vrea să... Nu, nu, nu. Dacă nu mai sunt discuții, trecem la vot. Domnul Rusu, cum votați? Pentru. În sală, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a fost aprobat. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind respingerea plângii prealabile înregistrate cu numărul 20.073 cu 30.322, formată de domnul Brandu Gabriel, având ca obiect instituirea taxei speciale de salubritate pe raza administrativă a orașului Târgu Ocna, Comisia Juridică. Comisia a avizat favorabil, 4 voturi pentru, 3 abține. Da, sunt discuții la acest punct. Dacă nu, supunem la vot, cine este pentru? Domnul Rusu? Pentru, domnul Rusu. Mulțumim. A fost aprobat acest proiect. Proiect numărul 11, proiect de hotărâre cu modificare. Nu pot să mă iertați-mă. Nu am zis aprobat judecată. Acum avem de... 16 și un vot împotrivă, da? Cum e dumneavoastră, ar trebui să ne aplicăm și asupra doleanțelor cetățenilor, nu numai ce credem noi că este bine pentru cetățenii. Da.
11, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local orașului Târgu Ocna, forma revizuită, aprobată prin hotărârea Consiliului Local Târgu Ocna numărul 15 din 25.02.2021, cu modificările adoptate prin hotărârea Consiliului Local Târgu Ocna numărul 52 din 27.05.2021. Avizul comisiilor. Comisia a avizat favorabil 4 voturi pentru 3 abțineri. Comisia de urbanism a avizat nefavorabil 2 pentru 2 abțineri. Comisia economică a avizat nefavorabil 2 voturi pentru 3 abțineri. Pe scurt, ca inițiator vreau să vă explic ce am gândit aici. Modificarea regulamentului de funcționare în sensul în care petițiile adresate de către diversi cetățeni sau de alte instituții către Consiliul Local să fie înaintate și către compartimentul de specialitate al primarului. Când se discută aceste petiții, să avem materiale, punct de vedere al compartimentului de specialitate. Propunerea este ca atunci când există petiții să fie un punct de ordine de zi al Consiliului Local separat care să poată numirea de petiții, unde să fie prezentat punctul de vedere al compartimentului de specialitate și să se dezbată și să se dea o soluție la petiții. Ideea mare este ca fiecare petiție să primească un răspuns prin grija Secretarului General al primării. Acum, conform ROV, petițiile merg doar la comisiile din Consiliul Local, iar răspunsul trebuie dat de, cel puțin ad literam, cum scrie în regulament, de către secretarul Comisiei de Specialitate a Consiliului Local. E cumva o punere în fapt cu realitatea, cu lucrurile cum se întâmplă de fapt. Noi acum primim aceste petiții, în final nu avem o structură, nu avem un secretar al Consiliului sau un conducător al Consiliului Local și atunci ele se pierd undeva. Au fost situații în care cetățenii au trimis petiții către Consiliul Local și nu au primit niciun răspuns datorită acestui cumva vin de legislație. Dacă mai dorește cineva să intervină, mă rog. Da. Am studiat materialul de dumneavoastră și cred că nu creează nicio problemă nici executivului dacă se modifică acest regulament cu propunerile pe care sunt urmează. Și, într-adevăr, practica a demonstrat că noi scrisorile care le-am avut la Comisia Economică le-am analizat și am scris în procesul verbal executivul să le analizeze și să comunice un răspuns. Nu s-a comunicat, e clar, nu avea nicio obligație. Nu cred că este rău dacă în ședințele de comisie, în ședințele Consiliului Local, se discută aceste petiții și împreună cu executivul să găsim o soluție și să nu lăsăm fără un răspuns acele solicitări. Pun un caz aici, că l-am discutat cu toții, cu parcarea acelei doamne și mai sunt și multe chestii care nu s-au finalizat și sigur că cetățenii au văzut că deja poate adresez Consiliul Local dacă nu primesc niciun răspuns. Nu se complică nici activitatea executivului și cred că este funcțională și activitatea Consiliului Local pe acest punct de petiții și care va fi introdus la ordinea de zi după diverse sau mai multe. Vom susține acest lucru. Mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, supunem la vot. Domnul Rusu? Domnul președinte, pentru că ați fost, eu să mă abțin și pentru că ați fost inițiatorul acestui proiect, o să vă argumentez de ce m-am abținut când o să ne întâlnim face to face. Eu mă abțin. Am înțeles. Cine este pentru? Cu mențiunea din partea mea, vă rog, nu să consemnați. Numai o secundă, mă rog, cine este împotrivă? Să abține cineva? Abține. Deci abține. Șase și domnul Ianu și cu tot abținerea, da? Nu, 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 n
efectiv. Vreau să notez. Da, ales că e favoarea secretarului. Și domnul Rusu tot abține. Au fost 9 voturi pentru, înseamnă că a fost... Dar secretarul care-i comisie, domnule? A cui-i comisie? Și fiecare comisie. Și fiecare comisie, fiecare secretar va da câte un răspuns? O țin lui. Acum așa este, domnule. Să înțeleg. Dacă petițiile care sunt destinate executivului, cine răspunde? Cine dă? O secundă, să vă zic. Dacă au fost analizate, dați-mi voi, administrativ, administrativ. Domnul Paraschiv, eu vă dau voi. Stați un pic, vă dau voi imediat. Vă rog, domnul Măciu. Asta vreau să completez cu mențiunea, ca să îndrăsesc votul, că cetățenii merită un răspuns în termenul legal la petițiile adresate. Propunerea mea este doar pentru petițiile adresate Consiliului Local. Da. Deci numai la aia v-ați trebuit. Da, da, da. Ați făcut multe de Consiliul Local și pentru ce le-ai dat pentru Consiliul Local. Asta nu înțeles că sunt mai probleme legate de asta. Ce a fost adăugat? Punctul 12, întrebări care doamne sunt de mai fi pe celălalt. Vă aud, zi-mi cu toții. Pe ordinea de zi, doar dacă sunt... Vă spun eu face to face, când vă explic eu face to face. Da? Domnul președinte, vă rog să-mi vorbim de numai ați venit. Să treceți la suplimentare ordine de zi. Nu, aș vrea să trec la suplimentare și pe urmă să discutăm ultimul punct de pe... Dar la suplim, ca să nu trecem la ordinea de zi, cred că avem o mică problemă, care doamna secretar general trebuie să o rezolvă. Deci, în concluzie, domnul consilier Rusu este prezent la ședință sau nu? Păi este din moment că dacă este, dacă este. Da. Și întrebarea, întârzierea nu îi se datorează dânsului. Înțeleg că e o problemă tehnică. E vinovat cel de sus. Așa. Dacă a fost prezent, consemnați votul dânsului și la celelalte trei puncte la care a fost. Nu poți întoarce. Păi și atunci... Păi întrebați. Păi este să vă întrebați. Și este prezent, este prezent doar la plan, de când s-a făcut legătura. Păi la adică să lămurim acest lucru. Și dânsul a insistat ca să intre în ședință. Iau considerare prezența ședinței de când a participat la ședință. De la punctul tare. Deci la o ședință poți să participi parțial sau ești prezent la toate punctele? De la punctul 5, domnul. De la punctul 5. Deci până la punctul 5 nu v-ați exprimat și nu poți să vă exprimăm. Deci absent 4 puncte, prezent celălalt. S-a mai întâmplat în Consiliul Local când un domn consilier sau doamnă consilier a întârziat și am luat în considerare la... la vorul în momentul în care a fost prezentat în sală. Oricum, nu cred că poate să-și exprime votul acum retroactiv pe primele 4 proiecte. Dar a trebuit să lămurim problema. Da, la comisie a fost prezent la comisie, nu? La comisie a fost prezent, sigur. Acolo a dat un vot și acum nu mai poate da un vot. Da, da. Poate fi băut. Regulile de comisie se spun că sunt cu participarea fizică sau online. Nu a fost nici online, nici fizică. Adică, eu am înțeles că a avut o problemă tehnică, poate din vina noastră, poate din cauza conexiunii la internet, dar totuși nu a fost prezent la dezbatere. Și trece prezent sau prezent doar la... De la punctul 5. De la punctul 5. Prezent de la punctul 5. Asta vrem să vă mulim. Voturile vor fi consemnate așa cum a votat domnul Rusu, de la punctul 5, dar când ar zice, de acolo am votat și eu, de la ce punct ai dat. Păi dacă nu a fost domnul Rusu... Am înțeles, dar la mulim, doamne, am înțeles. N-a fost, a fost fizic sau prezent la mandat de dezbatere. Da, mergem în față. Sunteți lămurit, da? Ținină. Deci, la, ca prezentă, vin la două puncte, am întrebat legătura online și sunt prezent și la restul. Asta vreau să știu. Nu, la un punct care nu vă convine, vă întrerupeți și reveniți. Dar nu, nu puteam să... Există și posibilitatea asta, nu? Nu, n-a avut semnal decât la punctul 5. Ați venit profesor regulament cu consiliul. Poate mă mai... Lăsăm punctul 12 pentru ca ultimul. Și așa a fost prezent cu acceptul dumneavoastră doar la audio. Nu a fost și video, ca să întrebați și să... Sper că auziți toate de spate. Nu, dar nu mă ușură. Păi nu, nu ne-am putut să ne facem problema de acum mai multe. Care este problema? Sunt prezent la punctul 5. Eu trebuie să dați mulțumim. Gata, mă, ce dură aici cu care s-a lămurit. De atunci am votat de la punctul 5 până la punctul 5, 1, 2, 3, 4, nu am votat. De acord. Nu se intră în legătură cu oameni. Întrebirea mea, repet. Da, mulțumim. Punctul 1 de
suplimentară, proiect de hotărâre privind participarea orașului Târgu Mureș în calitate de partener în organizarea activităților din cadrul evenimentului Școlii Naționale de Pregătire a Agenților Penitenciare, desfășurat în data de 14.05.2022, cu proiectul aniversarea 25 de ani de la înființarea instituției. Comisia Juridică și Administrație Publică a analizat nefavorabil 3 voturi pentru, 4 abțineri. Comisia de urbanism a fost favorabil cu 3 pentru și o abținere. A fost și la Comisia Economică proiectul? Da. Practic, toate sunt prezente. Aviz de nefavorabil, 2 voturi pentru, 3 abțineri. Dacă sunt discuții? Da. Dacă nu aș vrea să spun ceva, să noi vom vota acest proiect. Iar de plângem modul în care ne se prezintă proiectul de hotărâre, spuneți că se aprobă alocarea sumei de 15.000 de lei pentru participarea orașului în calitate de partener în organizarea activității. Sub ce formă se face? Se concretizează printr-un acord de parteneriat, un contract de asociere, nu? Da. Da, dar ar trebui să vedem și noi, pentru că votând din cunoștință de cauză, ar trebui să înțelegem beneficiile acestui parteneriat. La proiect. Am văzut, da. În care buget, parteneri, reprezentanții părerii? Că plătim noi niște cărți, am înțeles. Eu mă refer la ce înseamnă parteneriat. Parteneriat e o situație win-win. Noi, ca oraș, beneficiem de ceva datorită acestui parteneriat, nu când plătim niște cărți. Asta am văzut, am surprins. Dar vor fi sponsorizate de ceva, s-a plecat cineva pe acest subiect, bun, plătim 15.000 de lei azi la o instituție, poate mâine la altă instituție, e discutabil. Dar care sunt beneficiile? Nu sunt prinse. Și ar trebui prinse într-un contract de asociere sau în acest acord. Cum, ce formă ar lua el? Nu este prezent la, cel puțin, în proiectul de hotărâre nu apare. Ăsta e lucrul pe care îl deplângem noi. Iarăși mergem cu intenții bune înainte, dar orașul iarăși pare că e puțin văduvit, așa ne... E punctul nostru. Este punctul meu de vedere, pentru că nu există acest contract de asociere în care vedem avantajele parteneriatului. Vă rog, domnule. Sunt desigur că Școala Națională este singura în țară, ne bucurăm, o colaborare foarte bună, ne mândrim cu ea, dar deși solicită 15.000 de lei, reprezentând contravaloarea 200 de exemplare din lucrarea Snapper Bogna la Sfert de Veac. Și la fel și nu știu dacă putem noi să plătim ca în parteneriat, dacă erau niște activități, eu știu, deschiderea unui muzeu pentru oraș, poate era mai clar. Așa ca să dăm niște bani pentru niște cărți pe care le scriu, deși cred că nu este corect. Dacă doamna secretar general și serviciul de contabilitate ne spune că noi putem plăti niște cărți în care nu are nicio treabă primăria decât o instituție publică a Ministerului Justiției, să aprobăm, dar eu cred că nu. Mai ales că publicații și cărți nu prea putem plăti. Dacă era parteneriatul și era cu schimb reciproc, că partenerul trebuie să vrea și partenerul și spune și el ce vrea și ce nu vrea, mă gândesc că era poate altceva. Dar aici e cu dedicație clară. Dați-mi banii să facem cartea în care vom scrie 25 de ani cu tot ce va scrie acolo. Deci eu cred că nu este legal să aprobăm, nu că aș avea ceva cu școala sau mașopului. Dar suma asta va fi recuperată de Curtea de Conturi, așa cred eu acum. Dacă s-au schimbat legile, este altceva. Dar ați făcut la prevoație, nu poate fi, din ce motiv nu poate fi? Nu se poate plăti cărțile astea, legal. Dacă era o carte cu Târgu Ocna, și acolo era o mică problemă, dar este o carte a unei instituții în care nu va spune de oraș, decât din comandanții care au fost acolo. La care se referă. De la care se referă. Deci, eu spun, nu văd... Vă dă o replică, domnul primar. Nu, sigur, eu am spus o părere. Nu. Nu cred că putem plăti, pentru că e o sumă clară pe destinație. Dacă era o activitate în care festivitatea de deschidere, unde eram și noi, era cu totul altceva, sau deschidea un muzeu, după părerea mea, în care el devenea public, muzeul, și îl vizitau și turiștii, era altceva. Dacă să dăm o sumă cu destinație pentru 200 de cărți,
E prea clar că este aici ca să nu fie. Dar dacă credeți că se poate plăti și sugestia școlii că vor face un punct turistic biserica de acolo, cum? E cu totul altceva. Acolo se intră pe chestionat. Domnul, acum, eu sunt de acord. Va intra în circuit turistic o biserică într-o... Dar nu face obiectul proiectului de hotărâre. Dar vreți să spuneți? Nu. Face obiectul proiectului de hotărâre, accesul la biserică? Da, da, este motivat. Nu, domnul, nu, stai să ne înțeleg. Eu citesc scrisoarea exactă a solicitantului. Exact. El spune clar aici. Vă rugăm să ne sprijiniți cu 150.000 de lei, reprezentând contravaloarea 200 de exemplare, lucrare SNAP... 15.000, pardon, da. Lucrare SNAP, un sfert de veac de existență. Spunea istoria orașului, istoria achisorilor. Nu știu, cred. Cred că nu e bine să facă. Da, vă las să putărți. Și pornind de la intenția singurii școli de pregătire a agenților din Târgu Ocna, instituția Ministerului Justiției, cu care noi ne mândrim, alături de celelalte două instituții. Dumnealor întâlnesc acum 25 de ani în sfert de veac și în cadrul acestui eveniment sunt mai multe activități. Una, punerea în valoare a bisericii martirilor și mărturisitorilor din temnițele comuniste, din informațiile pe care le avem acum, este singura biserică cu acest cam și ea va fi pusă va fi introdusă în circuitul turistic național de vizitare gratuită a acestui obiectiv cu ceea ce și noi am pus întrebări și cum intră acolo. Școala Națională nu are un regim sever de a intra, deci o simplă participare la și o legitimare a turistului sau doritorului să viziteze acest obiectiv este permisă pe un culoar special și se va putea fi vizitat. Este adevărat că acolo ei au făcut și niște investiții, au pregătit și un spațiu verde și un amfiteatru, ceva, un... Școala Militară, Școala Națională de Pregătire a Agenților și așa cum a participat la toate evenimentele orașului de câte ori au fost. Fie că au fost evenimente istorice, fie că au fost evenimente culturale, fie că au fost evenimente de voluntariat, și alte evenimente de reprezentare a comunității. Acum, în cadrul bugetului pe care ei l-au creat, au venit cu o solicitare către dumneavoastră, către executiv și noi ne-am adresat dumneavoastră, de a veni cu o parteneră în acest eveniment. Și atunci, dacă sumele care au ei nevoie pentru a fi cheltuite, sunt cu destinații speciale, tot ce înseamnă la punerea în valoare a bisericii, la ce înseamnă obiectivele lor și alea, sunt obiecte de inventar al lor. Noi puteam să venim să sprijinim doar prin editarea acestei broșuri, acestei cărți, în care va avea o parte despre școală și o parte istoricul școlii în orașul Târgu Ocna. Să nu uităm că totuși școala vine, eu cred că a doua instituție, sau da, a doua instituție, de existență în localitate, după extragerea sării. Pentru că extragerea sării a fost făcută la un moment dat cu personal privat de libertate, deci tot o formă de instituționalizare. Și ei sunt descendenți după atâția zeci de ani și au 25 de ani de când s-au creat ca și formă de învățământ. În acest buget, ei au venit și ne-au prezentat bugetul 173.400, adunat fie din sponsorizări, fie din contribuția proprie a personalului de acolo și din bugetul Ministerului Justiției și au venit cu solicitarea ca noi să alocăm 8,65% din această... Și mi-am pus întrebarea, domnule, și ce se întâmplă cu această biserică? Biserica este în proprietatea unei asociații. Nu este apă și funcționează pe în spațiu de patrimoniu al școlii, de aia va putea fi pusă și în circuitul turistic. Pentru că altfel, reglementările nu le permiteau. Au făcut toate diligențele la Ministerul Justiției și le-au obținut și ați văzut, de aia am și venit cu suplimentare ordine de zi, pentru că dumnealor au ajuns cu solicitarea, materialele erau plecate pe traseu și atunci, pentru a respecta procedurile de înștiințare, am venit cu această suplimentare. Acum,
15.000 de lei ăștia pe care noi ne-am asumat să venim să-i venim ca și coparticipare, e clar că ne vom duce într-un acord de parteneriat. Un contract, cu ce facem, cui să distribui aceste materiale. O parte din ele vor fi donate la Muzeul de Istorie și la Biblioteca Orașului. Pentru că, practic, sunt niște lucrări care, eu știu, generațiile următoare vor fi interesate de ele. Astea sunt datele pe care pot eu să vi le prezint. Ne onorează existența acestei instituții, pentru că știm acolo că sunt vreo 200 și ceva de locuri de muncă, sunt oameni care locuiesc în oraș, oameni care ne reprezintă, care plătesc impozite și taxe. Școala este singura școală la nivel național și știm cu toții că unitățile școlare, unitățile de învățământ, prin natura activităților, trebuie să fie și la un moment dat susținute pentru diverse activități. Și de aia am venit cu acest proiect de hotărâre. Dumneavoastră puteți să îl analizați și să decideți în consecință. Mulțumesc! Ați primit un răspuns, domnul Șirul. Dar nu era răspuns, domnul Șirul. I-a pus doar pe un punct de vedere, un prezentant. Am întrebat compartimentul de specialitate dacă, pentru că, dacă aveam parteneriat cu contractul și erau acolo mai multe activități, dacă putem plăti noi din bugetul local aceste 200 de cărți? Asta era întrebarea, că dacă este legală, pentru că așa va fi. La tipografia unde se va face cartea, o să meargă primăria Târgocna și o să plătesc o factură, că nici măcar nu-i pe noi, e pe SNAP. Asta întreb. Dacă e legal, votez. Dacă nu e legal, nu putem, dar avem reținerea asta. Pentru că dacă materialul era făcut altfel și nu erau cărțile astea spuse clar aici în adrese, spunea, noi vrem un parteneriat, că nu știu ce. Deci nu mai puteți acum face un parteneriat ca alte activități decât, așa, spune clar, 200 de cărți, spunea, dacă se poate plăti, să fie corect. Poate am pus întrebarea, să vedem dacă sunt corect. De fapt, nu vom plăti o factură care să fie tăiată pe SNAP. Și nici nu se pune această problemă. Bineînțeles că hotărârea va avea ca finalitate un acord de cooperare, de parteneriat sau cum o să-l denumim, în care noi o să, în care dânsii în cartea respectivă s-au obligat că textul respectiv are și reprezentare pentru Târgu Ocna ca și localitate, că persoanele care participă acolo sunt în jur de 200 de invitați care vin din diverse colțuri ale țării, iar dacă noi aprobăm parteneriatul, factura va fi către primăria Târgu Ocna și noi achităm către cel care ne emite factura, deci de bun către Școala Națională. Dar o să spun și eu ceva, deci dacă va ajuta primăria factura, înseamnă că cele 200 de cărți vor trebui să fie adrese fie să stea aici în primărie. Nu, asta ne vreau să zic. Cu siguranță există fonduri de transfer, deci, sunt documente de la biblioteca în patrimoniul primăriei. Da, dar le transferă în baza parteneriatului către acest nu, eu propun să rămână la primărie. Dacă tot plătim factura, să rămână aici la primărie. Păi și noi ce să facem? Păi nu. Face că de ce? De ce trebuie să rămână? Da. Dacă tot dăm o bani, să îi folosim aici. Când venim la ședință, mai știem, mai știem, mai știem, mai știem, mai știem, mai știem, mai sunt date... Da, cu pozitiv. Aici că avem dotarea 173.400 de unde am contribuit cu aproximativ de aici la sub. 8% cu 68%. Da, 8%. Da. Nu putem indica față de evenimentele care se petrec, se desfășoară în această instituție, pentru că și alte orașe și localități din țară doresc să mute o școală de administrație penitenciară și noi, ca autoritate locală, dacă nu sprijinim activitățile lor, contează la o analiză viitoare. Au fost discuții să mute școala de administrație națională de drept penitenciară la Ara, la Pitești. Cumva trebuie să susținem și noi această instituție. Putem fi indiferent. Vă mulțumesc. Poziția mea este doar că genul ăsta de hotărâri de Consiliu trebuie să mai bine să contribuie cu un procent din toate cheltuielile. Participarea în calitate de partener înseamnă mai mult decât atât. Adică acel contract de asociere trebuie să mai bine. Tine mai bine, pentru că ne-am cuvenit cu tine de trei. Nu, e vorba doar de a vota cunoștință de cauză. Asta e punctul.
de sare, stau acolo. Mai dorește cineva să intervină? Vă rog, vă rog. Am întâlnit un contract, dar putea pune în poate, să vedem noi contractul ăla, nu știu. Eu am înțeles că nu este. Urmează, domnul. Am vedea probă. Păi, probabil că dacă nu nu știu. Aici am vorbă în suma mai. Ia vorbă în posuliză publică. Ați mai zis la rogherile. Poate va de caute. Și e vechele după. A, după pe de caute. Da, mă sunt... Mă sunt altul. Nici nu vin zic căciul. Da, nu mai domnul. Având în vedere explicațiile clare care mi-a dat doamna președintă economică, o dată. Da, bine, bine. Am înțeles rusul, am zis? Da, ascultă de educație. De președinte, da. Ce ne votează pentru? Hai, 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 curaj, curaj. N-ai curaj, unanimitate, da? Ați trebuit mult dacă trebuie. Da. Spune doamna secretară, câte au fost pentru? Unanimitate. 16 plus 1. Da? E ok. Punctul 3 din ordinea suplimentară de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a devizului general al statului. Punctul 2, punctul 2, punctul 2, ce faci? La 100 de ani nu vrea două președinte să dați. El e și tânăr, ce mai trebuie să-i atent? Să vă duci are 100 de ani. Iertați-mă, nu știu mai ce n-am face cu ordinea asta. Punctul 2, proiect de hotărâre privind acordarea lui, iertați-mă, a fost greșeală. Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu aniversar doamnei Moise Aneta la împlinirea vârstei de 100 de ani. Avizul comisiilor? Comisia Juridică și Administrație Publică, aviz favorabil, 5 voturi pentru, 9 abțineri. L-ați spus, da, sigur, vorba de urmă. 5 voturi pentru, aviz favorabil, 2 abțineri. Și la mulți ani, doamne. Mulțumim. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt, se pune la vot. Domnul Rusu? Pentru, domnul Rusu. Mulțumim. Cine este pentru? În unanimitate, proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 3 de ordinea de zi suplimentară, proiect de hotărâre privind aprobarea de depunerii de finanțare și a devizului general estimativ prin Programul Național de Redresare și Reziliență, în vederea realizării obiectivului de investiții, dezvoltarea sistemului de management local, prin implementarea unei infrastructuri inteligente la nivelul orașului Târgu Mureș, județul Bacău. Avizul comisiilor. Comisia a avizat nefavorabil, 3 voturi pentru, 4 abțineri. Comisia de urbanism a avizat favorabil de unanimitate. A fost favorabil la Comisia Economică. Orice proiect îl aprobăm. 4 voturi pentru o abținere. Dacă sunt discuții, că suntem al proiectului. Da. Ne cerem scuze că a apărut acest proiect și l-am trebuit să-l punem pe ordinea de zi. S-a lansat programul pe componenta PNRD, această sesiune. Ea se va deschide cam într-o săptămână, dar se vor finanța proiectele care au depus și până la terminarea bugetului alocat. Știm cu toții că prin PNRD, fiecare localitate are alocat o sumă maximală. 3 milioane de euro, 3 milioane 200 de mii, se încadrează orașul de tipul nostru. Dar nu putem să atragem acești bani toți pe o singură linie de finanțare sau pentru un singur proiect, fie că infrastructură, fie că acest tip de management de infrastructuri inteligente sau pe alte componente de mediu sau ce mai sunt celelalte. Și atunci, în acest buget sau în acest proiect, ne propunem să punem în valoare un spațiu public dotat cu echipamente inteligente în zona centrală. Faptul că acolo se va finaliza proiectul de investiții pietonal. Avem zona Piațeta Regina Maria. Este o piațetă care a fost modernizată printr-un program în anii precedenți. S-a mai adăugit acolo și s-au făcut construcții de tip fântână arteziană. Va urma și acolo punerea sau fluidizarea traficului prin acel sistem de semaforizare. Și atunci ne-am gândit să venim în completare și să aplicăm pentru acest proiect de PNRR modernizarea acelui parc.
prin montarea unor stâlpi inteligenți și cu instalații de un consum minor și cu tot ce înseamnă sistem de conexiune la internet pentru generația tânără și a stâlpilor, dar și a mobilierului stradal. Vrem să extindem nu numai partea de Regina Maria, dar ea nu era notificată foarte clar și vis-a-vis de Regina Maria, că avem acea aureolă cu acel mic spațiu verde. Și atunci avem în zona centrală un astfel de obiectiv. Inițial am zis să facem un parc, să completăm un parc proiectul de investiții, dar parcul este încă, era prea mare și atunci am zis, hai să-l aducem în zona centrală, să-l vedem că funcționează, să-l să devină eligibil și în zona parcului să gândim un proiect la fel unitar. De aceea am venit cu această propunere pe care o supunem spre aprobare și dumneavoastră să decideți. Vă mulțumesc! Întrebare, ce înseamnă stâlpi inteligenți? Asta înțeleg cu proiectul? Sunt niște echipamente cu iluminat de tip smart, iar în partea de jos a stâlpului au un sistem de wireless care poți să-ți încarci telefonul. Sau poți să te conectezi la internet. Au un echipament întreg și se pare că au și o instalație de radio, se spune, care pot fi. Sunt modele de stâlpi și cum sunt și acele bănci inteligente, tot la fel, în care îți pui telefonul și de tip touch și de tip cu mufă USB. Bine, făcute, calculate ca să poată fi protejat. Prezistă. Sistem de monitorizare. Rezistă mai mult la picioare, dar e mult la... Sperăm că, odată cu trecerea timpului și gradul de civilizație să crească, e o oportunitate. La fel, vedeți, din aceste 3 milioane de euro, l-avem pe capitole. Avem aici posibilitatea să tragem 500 de mii. Putem să nu mergem și pe varianta asta, dar nu putem trage acești 500 de mii pe alte componente. Noi îi reportăm la componenta următoare. Aici vreau să fac încă o dată precizarea, pentru că au fost în spațiu public, da? O să discutăm asta la diverse. Poate cifoarea noastră ca bani, cât este? Păi, acum, prin proiectul ăsta, din suma rezervată de 3 milioane, pentru că noi rezervă o sumă de 3 milioane, din așa 3 milioane, sunt 500 de mii acest proiect, care îl avem aici, 3 milioane 600 de mii plus TVA. Ce se întâmplă? 500 de mii este o finanțarea noastră? Nu, valoare totală. Valoare totală, 500 de mii de euro. Acum. Proiectul ce-a venit, pe lângă proiectul, prin PNRR, erau incluși acești stâlpi de modernizare și, și modernizarea unui spațiu. În schimb, pe componenta de mediu, guvernul a venit și a suplimentat proiectul ăsta cu o valoare, am undeva notat aici, Medera, deci guvernul prin Medera, prin Ministerul Dezvoltării, vine și suplimentează acest PNRR cu obligativitatea montării a 3 stații electrice. Deci ei vin și îi plătesc 100% din această valoare, ceea ce v-am povestit și mai devreme, o stație de 50 de kW și două stații, una de 11 kW și una de 7 kW. Discutând cu consultanții, doamne, suntem condiționați ca aceste stații, dacă proiectul devine eligibil, vor fi montate în același amplasament? Și au spus nu. Important este să fie pe teritoriul administrativ al orașului. Și atunci, iată că avem o posibilitate să mai gândim unde vom monta între 3 stații cu buget separat, 100% finanțat prin Ministerul de Sport. Deci, ca să înțelegem, deci din 3.600 de mii. Lei. Lei. Da? Asta e valoarea totală. Din care partea noastră cât e? Dacă 100% de ei... Partea noastră de cofinanțare? Da. Păi cu siguranță, probabil, vom fi la partea de avize. Pentru că PNRR-ul nu reglementează cât este partea de neeligibil, să spun. Din ce știm, așa cum a fost și componenta aia, creșterea calității energetice a clădirilor, era că finanțează 100%. L-am pierdut pe domnul Rusu și ce ai făcut, domnule? Ia nu mă sună pe alt telefon. Ia nu mai pot. Lăsăm pe numele domnului. Îl găsim atunci. Ce i-a scris domnul președinte?
Să nu voteze sau ce? Nu am primat acolo. M-am pierdut, dar v-am găsit. Da. Uitați, am găsit aici. Deci era platformă de guvernare inteligentă a comunității cu aplicația iOS pentru Android gratuită pentru cetățeni, o bucată. Stâlp de iluminat inteligent dotat cu senzor și Wi-Fi, 33 de bucăți. Router Wi-Fi 33 de bucăți, că sunt aferent. Bănci inteligente 16 bucăți. Server, o bucată care va asigura tot telegestiunea acolo. Telegestiunea. Și 3 stații de încărcare a autovehiculelor electrice. Știam că e undeva, dar nu știu eu să am. Da, laudabilă inițiativa, numai că aceste 3 stații și cu cele 15 trebuie să ținem cont de ele, că sunt la fel. Cineva a făcut afirmația aici că sunt mai mici ca celălalt, nu? Sunt 50 de kilowatts pe continuu și 22 alternative. Asta o observație. A doua, sigur că acest proiect trebuie votat pentru faptul că sună frumos aici. Apropo, depunerea cererii, da? De finanțare. Dar aici putem discuta și dorința noastră și a executivului de a veni după depunerea cererii cu atunci când se vor stabili indicatorii tehnico-economice. Și atunci... Și a cetățenilor, da. A cetățenilor, da. E vreo problemă cu puterea? E bună. Sunt ceilalți. Nu, domnul primar, cu kilovatul leagă, citiți-vă. 50 de kilovatul de continuu și... Asta e de 50. Asta e de 50, da. Vorbeam de proiectul cu stațiile celelalte. Domnul, eu citesc. Ia uitați ce spune la celălalt. Uitați, 50 de kilovat, cât și un punct de încărcare, punem alternativ 20 de kilovat. 75 plus 25. 50 plus 25, da, sunt la fel, asta am vrut să spun, că sunt la fel, nu se mai aici. Intrați cu mine, da, a doua chestiune. Viitor, băncile inteligente. Atenție la băncile inteligente și sigur, locurile de aplasare. Să aveți grijă să nu amplasați tot acolo, unde ați amplasat și celelalte stații, pentru că voi fi acuzat de domnul Abad, că le-am pus toate în jurul casei. Exact. Am stradă, acum mai am și stații, vă rog. Da, da, da. Da, iar și aici contractul cu consultantul este la fel cu clauză suspensivă. Deci am încercat să găsim consultanți care să-și asume alături de noi câștigul, da. Pentru că mergem și la câștig, dar mergem și la pierdere. Dar e același doctor și el nu știe decât 50 de lucruri. E același, dar probabil că s-a primit și parcări supraetajate. Probabil că da. Nu vor fi, poate. Coordonatele sunt același, dar zilul... Există posibilitatea să stabilesc că atunci când se va face studiul să... Vă rog frumos să faceți una așa aproape de domnul Drăguță și una aproape de domnul Mare. Neapărat. Ca să mai am discutat. Formal ar trebui la un... El ce mai bun, trebuie la un... Cel simplu e sigur că nu știu. Da, astăzi că am uite, vezi. Să veniți voi la Răzășa. Îi trimiteți la cazare la mine. Mai din mai sunt discuții de subiect? Da? Nu. Domnul Barci? Domnul Barci. Doresc intervenit sau? Doresc intervenit? Intrăm pe vot, domnul Rusu, ne auziți? Vă rog, domnul președinte, am înțeles cât este cota noastră de cofinanțare, dar asta este, îți împoștesc pentru. Vorbeați pentru. Cine este pentru? Unanimitate, da? Ultimul punct de ordine de zi, punctul 12, întrebări, interpelări și scurte. Dacă sunt. Cu permisiunea noastră, să mă retrag, domnul. Cine vă permite? Dacă nu sunt Cine e de deja? Nu știu.
Mircea Gania. 3 din 5 de 7. Pentru fiecare timp de lucru. 18 luni. 18 luni de la... 18 luni de la data inițială, din septembrie, când am predat. Deci mai sunt 9. Minus perioadele când sunt reglementate să fie trecut. A, iar. Da. Am putea avea și noi un acces la un grafic de lucru? Desigur, când îl prezintă, punem la dispoziție. Eu ce știu acum, există emisiuni, sigur că da. Și se... materialele au început să sosească. Pune în panotaj, să știm și noi. Sigur, va fi. Materialele au început să sosească, ceea ce înseamnă borduri și acei echipamente, biscuiți, pavele. În momentul, am informația că a doua, imediat prima zi de lucrătoare de după sărbătorile pascale, vor intra la lucru. Au evitat să vină acum în perioada acestei săptămâni, pentru că nu a creat un disconfort. Acum să facem praf, să facem și erau și în perioada de, mă rog, și Paște de rit catolic și urmează sărbătorile de rit ortodox, să nu amestecăm, intrăm în zona turistică acolo pe Maia Roșiță, că acolo vom începe. Tot ce înseamnă străduțile, Mai Roșiță, Locotenent Sion, Alexandru cel Bun, Constantin Mușat și nu știu care e Locotenent Sion, toate cele de acolo vor fi începute cu montările de borduri și apoi pavele. Și strada Gale. Și strada Gale. Vă rog. Domnul primar, e săptămâna mare, ca mare majoritate, cred, a celor care sunt o confesiune ortodoxă, am fost la cimitirul adunat ca să curăț mormintele, erau foarte mulți care zilele astea se îndevenicesc, ea care trec mai rar și în săptămâna mare, în perspectiva sărbătorii ieri Domnului, fac curățenie. Adun gunoaile în pungi, ies afară, blocaj, n-ai unde să le așezi. L-am pus în portbagaj pentru că este o platformă betonată, dar nimic amenajat. Putem găsi o soluție. E de bun simț, nu-i de altceva. E genant. Acum, nu știu, pot fi a bisericii, grija lor. Dacă putem da un ajutor, eu personal vă spun, am pus două poși, cu rețuri, cu rădăcini, normal, în mașină te duci și le arunci la gunoi. Haideți să încercăm să facem, să dăm un aer de civilizație. Vorbea de civilizație, că dacă dau sau nu pușut în stâlpii inteligenți. Sper să nu dea, dar măcar să ni se oferă posibilitatea să punem și să colectăm pe noi în civilizație. Foarte bine ce faceți cu colectarea selectivă. Haideți să continuăm. Și... aveți o propunere foarte bună, domnule consilier, și chiar am discutat și cu părinții de acolo, pentru că sunt iar în dată bisericii recisare. Acolo a fost o platformă de depozitare a deșeurilor, deșeurilor municipale, vorbesc, deșeurilor nu de tip vegetal, chiar în fața cimitirului. S-a dovedit în anii precedenți că cei care veneau să facă curățenie acolo, și adevărat că și vecinii din stânga și din dreapta de acolo, cărau la în acea zonă, tot ce nu trebuia, dând un aspect total neplăcut. De regulă se făcea curățenie vinerea, noi făceam în timpul săptămânii, vinerea veneau toți și sâmbăta, duminica, când voiai să mergi să aprinzi o lumânare, dădeai cu nasul în mizeria de acolo. Parohia Recista au un proiect în lucru de modernizare, de punere în valoare a obiectivului Biserica de Lemn și cu cimitirul și să construiască acolo o capelă mortoară și un spațiu de expoziție. Trebuie să găsim o locație undeva în lume, să amenajăm un spațiu delimitat, nu știu, cu niște plase, cu ceva, în care să îl destinăm pentru, exclusiv pentru deșeurile din cimitir. Aici avem deșeurile, cele de plastic, odată tot ce înseamnă componentele de alunări, tot ce înseamnă acele gerbe din material de plastic și alte lucruri care mai apar din serviciile funerare. Partea de crengi și vegetale trebuie să găsim o locație să facem acel compost. Noi, executivul, am finanțat pe compania de utilități publice pe CUP să ridice deșeurile de tip vegetal și crengi și tot ce s-au adunat de la toate bisericile și la toate cimitirile din localitate. Chiar și zilele trecute am făcut, am primit solicitare și de la Biserica Armenească că acolo s-a făcut, devenit acolo un spațiu de nefuncțional, au muncit acolo nu știu câți oameni, am strâns nu știu câte camioane de creangă. Dar, eu cred că trebuie să apară lucrul ăsta. Ar fi bine și cimitirul. Da, trebuie să vedem unde îl punem, pentru că să-l facem cumva din interiorul cimitirului, cumva și îngrădit,
pentru ca să nu ne trezim că vin toți cetățenii din zonă. Facem campaniile alea pentru cetățeni, tot ce înseamnă vegetale, o lună, două, cât a fost nevoie. Am făcut și campanie pentru voluminoase, încă suntem acum în campanie pentru voluminoase. Cetățenii care doresc să transporte în regim privat, în afara campaniei, la stație jos, vegetale și astea, tot felul de componente, de mobilă, de echipamente electronice și electrocasnice, le pot și se preiau gratuit acolo. Dacă nu există și posibilitatea să, care n-au mijloc de transport, să n-au capacitate, contra cost, firma vine și le ia de acasă. În apartament, cu tot, cu transportare, pe casa scării, cu tot. Da. Când începe transformarea spre Tisești? Strada Tisești este în licitație. Vorbim de strada Tisești, partea de asocierea cu Consiliul Județean. Nu, vorbim de strada Tisești, intrarea la provincial. Acolo avem proiectarea, urmează să scoatem avizele și o vom lansa spre licitație. Anul ăsta vreau să ajungem la în situația asta. Anul ăsta, da. Strada Cimitir. Strada Cimitir, Viitorul și Cărămidărie, s-au obținut ultimele avize, inclusiv de la mediu. Documentația de la drumul național a făcut așa între Bacău, Iași, Bacău, Iași, Iași, Bacău. Acum o săptămână iar s-a întors în, nu, două săptămâni s-a întors la Bacău. Proiectantul și-a adus punctul de vedere pentru că i s-a cerut să face nu știu ce zonă de protecție la ieșirea în DN, cu nu știu ce balustrade, o întreagă nebunie acolo, că mai aveam și făceam un viaduc. Acolo, proiectantul a prins acele dorințe ale drumului național, a fost la Bacău și de la Bacău s-a înaintat acum la Iași, la vizatorul final, drumul național. Odată cu finalizarea asta, proiectul de la mea, asta, vizile de la media au ieșit. La mediul e mult mai mult. Sau și după care le vom înainta către Consiliul Județean să dea drumul la licitație. Proiectul de Tisești care trebuia să fie datat pe... E licitație. Care e Tisești? Cu cele casele de... Nu, noi suntem co-parteneri acolo, noi mai suntem de finanțare de către Consiliul Județean prin direcție, au angajat și personalul, am înțeles că au făcut o recepție parțială acolo, acum sunt încă, nu știu ce mai au de făcut. Mai durează. Dacă au angajat personalul, vă dați seama că nu-și permis să plătească personal și să nu poate fi utilizat. I-au trimis la ceva, nu știu ce, cursuri conform proiectului și urmează să aducă beneficiarii. Masa de șaht de lângă Gardenia ar trebui înlocuită. Da. Deci, o să este o sumă mică, nu cred că trebuie neapărat. Dar efectele iernii astea au sumă de plătare. Păi, ea ce vreau. Păi nu, acum a pus capac. Da. Masa din Bacarea dinspre Poiei, care a fost furată, n-a fost înlocuită de un an. Nu e proprietatea noastră acolo. E proprietatea drumului național. Știu, ați făcut adrese, deci vreau mai... S-a discutat cu cei de la drumul național, e în administrarea lor și ei nu au prevăzut acolo o zonă de oprire și de relaxare. E doar un refugiu, un refugiu creat prin natura opririi noastre și acolo nu prevăd. Deci am spus că siguranța rutieră acolo nu permite organizarea unui spațiu de oprire clasic, cu masa și drăgile au fost aduse de cineva, probabil de cei de la... Nu știu cine le-a luat de acolo, probabil le-au luat cei de la... Au fost aduse de cineva și montate. Tot acei cineva trebuie să completeze și vorbesc de la drumul național, dacă se pune în presiune. Nu, dacă se insistă la drăgi, domnule, nu-i frumos, hai să întrebi stațiune, haideți măcar, aduceți masa sau pune la... Da. O să vedem de la șanul ăsta. Casa Borisov. Ați v-ați gândit să o atrați? Casa Borisov este și acum trecută în programul național, în Compania Națională. Cine? Compania Națională de Investiții. Trecută de 5-6 ani. Păi, acum sunt într-o stat... Nu putem să transmitem la program? Dacă vom identifica un program de reabilitare a unor clădiri istorice, cu siguranță vom veni cu proiectul de tărâri. Deocamdată nu am identificat un program. S-ar putea pe fonduri europene, pe programul operațional regional să apară. Da, am reușit într-o rugăminte la directorii de la Mazarini și felicit să încercăm să reabilităm sonda de Poieni și o să reușim
n-a depășit decât, de la buget. De asemenea, am luat din Băiene. Acolo noi ne-am propus ca odată cu pentru că am făcut demersuri la prin scrisori către Mazarini, ne-am propus ca să extindem rețeaua de iluminat, să o aducem încă cu două fețe de stâlp, încă doi sau trei stâlpi montați, odată pentru iluminat public și pentru iluminarea și punerea în valoare a obiectivului de acolo. Da, acum. Doamne, da, să sunt iluminați. Da. Am început să reabilitez prin forțe proprii, realitate, mult spus. De pus niște pământ fertil în urmărul din Boie și de plantat flori și de urmărținut curățenia. Și rog și pe toți cei colegi consilieri, dacă nu ar putea ajuta, și să menținem noi prin forțe proprii, să zic așa, usoarul din Boie. Cu privire la usoar și cu privire la... Sunt săptămâni întregi de când nu se face curățenie acolo. Săptămâni întregi. Cu privire la monumentele istorice, mi s-a demonstrat că plantarea de flori în spațiile alea și dacă nu pot fi mutate permanent, e o muncă în zadar. Am experimentat împreună cu părinții de la Biserica Sfântul Nicolae și s-a montat gazonul. Gazonul, în primul rând, capare verde, pentru că e pe toată parcursul anului. Poate fi și mai ușor întreținut, pentru că ai făcut o coasă, două, trei, cât este necesar. Și atunci se creează un spațiu frumos. Acolo, dacă ai flori, odată trebuie să le întreții, să le privești, să le astea și, indiferent cât ai dori să aloci timp, nu poți să-l păstrezi într-un stadiu frumos. Și încercăm să punem și acolo... Da, pot fi puse ceva, eu știu, niște aranjamente de flori, undeva niște ghivece sau ceva, o formă, dar nu pe toată suprafața acelui spațiu. Și reflectoarele de noaptea bat direct în stradă, în loc să bată... O să schimbăm puțin, când să punem în valoare și zidul, într-adevăr, acolo e și o zonă atipică sau o zonă destul de dificilă, la care noi deja participantului la trafic. Vii de după două curve, ai și o rampă sau o pantă, depinde de ce parte vii, și îți distrage atenția focusul ăla de lumină. Am discutat cu un specialist în luminotehnic și am să încercăm să iluminăm și zidul, adică practic partea de gard din față, cu un iluminat cam cum este la Biserica Răducanu, ca să poți să creezi un spațiu. Oricum de citit n-ai timp să, din mașină să-ți îndrepti ochii spre ce se întâmplă acolo. La ce nivel suntem cu inventarierea locurilor de parcare? Cu inventarie cu parcările la tot ce înseamnă zona de sub, adică incinta de la D-uri, E-uri, G-uri și C-uri, suntem într-o formă de domnire acum a documentației. Cetățenii care au depus cereri de cumpărare a locuințelor la NLD n-au primit răspuns, suntem în legat de 30 de zile. Deci, eu zic că atât meritau și ei să le se spună. Răspunsul care l-am primit eu, da? Răspunsul care l-am primit eu putea să urmească și ei, în sensul că nu sunt documentați legat la strade făcute și când vor fi gata, vor fi aduse în atenția lor. O să verific asta dacă s-au făcut răspunsul. O să verific și eu, dar fiecare cetățean care nici a depus această cerere a fost informat și verbal. De către colegii noștri. V-a cerut și v-a depus o cerere în scris. Corect. Da, să verific dacă s-a transmis hârtia în scris. Dar vă menționez că fiecare cetățean care a trecut pe la serviciul urbanist și a depus acea cerere în traseul lui de a depune la registratura acea cerere, i s-a adus la cunoștință că în momentul în care vor fi definitivate lucrările cadastrale, se va putea da drumul mai departe pentru a făcut o cerere în scris. Legea spune că în termen de 30 de zile să dați un răspuns. O să ne mai început verbal. Pentru că după 30 de zile, după ce primește răspunsul, se poate interesa în cât timp se face cadastru ca să-și facă și un plan. Cadastrele sunt aproape finalizate. Au fost ceva probleme la... cu vecinii, cu condomeniul, să-i spunem, de la spațiile comerciale, pentru că acolo au fost niște intabulări și, mă rog, probleme la cartea funcțională. Domnul Măciu, cum aveți?
când considerați noștrigata pentru a noastră? Ne dorim că cât mai repede. Dar aveți, domnul, mai este cineva, văd imediat. Mai dorește cineva dintre colegii consilieri, dacă nu, mă rog. Pe lângă lucrurile frumoase, mai vin și lucruri puțin mai frumoase. Am urmarea unei sesizări a unui distins locuitor al nostru pentru o situație care în Târgu Ocna funcționează așa de vreo 50 de ani, cel puțin așa știu eu, că atâta vârstam eu, la Deuri, în zona blocurilor. Deci știți că este acea deversare care se duce în zona totușului. Un domn a făcut o sesizare la Apele Române. Dumnealor au venit și au făcut o identificare în teren în data de 6-a 4-a, în care a participat domnul viceprimar, colegii de la mediu și administratorul public. Am găsit o soluție acolo pentru că e o problemă tehnică, o problemă tehnică care nu am generat-o noi, este generată de vremuri foarte grele, vechi. Știm cu toții cei care locuiesc la Deuri că acolo e o problemă de deversare pe sub Deuri. Nu știm acolo, rețeaua de canalizare este funcțională și pleacă, dar undeva se întrepătrunde cu acea rețea de apă pluvială, undeva, pe sub Deuri. Ei au identificat. S-a făcut un proces verbal de constatare în care ne-au dat niște lucruri să, până în iunie, 30 iunie, parcă ai scrie undeva, să venim cu niște soluții tehnice de reabilitare și de rezolvarea situației. Împreună cu dânsii am discutat cu reprezentantul, cu operatorul CRAB și ei doresc să rezolve problema. Și am pus și în audiență la doamna director general de la Apele Române să prezint situația, să vedem ce soluție găsim, pentru că în primul proces verbal ne-au dat doar măsurile și săptămâna aceasta ne-am trezit cu amendă, proces verbal de amendă în lipsă, 75.000 de lei. 75.000 de lei, sumă plătibilă în 15 zile, jumătate din sumă. Am susținut la doamna director general, domnule, păi cu banii ăștia poate rezolva problema, sau poate chiar nici nu ajuta atât. Haideți să vedem ce facem. Au spus că nu interesează problema asta. Păi și nu faceți o contestare? Mergem în instanță. Păi o să mergem în instanță. Aici, de-aia o să vă... Am zis să discutăm lucrul ăsta la diverse. Suntem în situația următoare. Că 15 zile legiuitorul spune că plătești jumătate din ea. Și aici se disting două aspecte. Fie plătim jumătate și încercăm să atacăm în instanță și vedem ce iese, dar aici, din cazuistică, în momentul când ai plătit jumătate, ți-ai asumat, așa? Dacă nu plătim deloc și expiră cele 70 și ne judecăm în instanță, un rezultat al instanței nefavorabil ne pune să plătim suma întreagă, plus penalități, nu pentru că nu e generator. Acum, eu îmi susțin următorul lucru. Dacă executivul de acum, sau noi, ăștia care suntem acum în perioada aceasta, am fi avut lucrări acolo în zonă, sau fi făcut investiții, care ar fi putut genera o poluare accidentală, sau dintr-o greșeală. Da, bine, s-a întâmplat, asta e, dar e un fapt acolo care trenează de ani de zile, acolo s-a creat o lagună, practic, și nu suntem singuri în localități. Și Comăneștiul au o situație similară, și Dărmăneștiul, toate localitățile care sunt traversate de o apă curgătoare, apar aceste probleme. Sunteți oameni care ați locuit, locuiți în zona de urmă. Știți de acea problemă. Instituțiile verificatoare din toată perioada asta au privit lucrurile așa cum le-au privit până acum. Acum au venit tamne sau și drag chestia asta. Dacă suma asta ar ajuta cu ceva, o plătim. Dacă am ști că a venit cineva să rezolve problema, dar nu rezolvă nimeni. Nici nu rezolvă. Plătim niște bani la Apele Române care, uita, ne confruntăm cu următoarea problemă. Când sunt inundații și dacă sunt deversări de ape, pagubile sunt acelor pe care sunt în cauză. Dacă te duci să soliciți niște material de acolo, știu eu, balast, nisip ce aia, nu se poate. Am fost cu reprezentantii că Apele Române sunt două departamente, APA, Administrația Bazinală Siret și Apele Române.
a fost cu cei de la Apele Române, am prezentat situația pe care dumneavoastră mi-ați ridicat-o cu creșterea, nu știu, fundului Trotușului în zona parcului. Da, și aluviurile care au fost aduse, s-a ridicat mult fundul Trotușului și acum zidul ăla de protecție către parc și către instituțiile economice de acolo nu își mai satisface obiectul. Și atunci o creștere de un, nu știu, un volum ar putea să creeze panică sau impactul materiale. Au venit, au zis că sunt conștienți de ceea ce se întâmplă, sunt blocați de o reglementare că în aval și amonte de poduri, nu știu câte sute de metri, n-au voie să intervină în albie. O situație total, cum se cheamă, jenantă. Deci ei nu pot interveni, este un singur organism care dau aceste avize la nivel național. Am fost cu ei pe Râul Vâlcica. Râul Vâlcica, prin curgerea ei sinuoasă, faptul că s-au distrus pragurile de fund, acele căderi, a făcut să coboare iarăși fundul. Da. Și acum apa sapă sub acel zid, zid care e pentru sprijinul drumului. Da, nu le-a autorizați-ne să facem în regie proprie, adică pe Consiliul Local, să facem niște praguri de fund. Și natural, după un sezon ploios, el își rezolvă și te ridici cu albia. Nu se poate, au schimbat legislația. Singurul avizator este un departament din Ministerul Apelor și Pădurilor, cum se numește acum, Regia Apelor la nivel național, în care nu trebuie să facă ei un studiu la care să vină și să facă o licitație. Deci, în situația asta suntem. Sunt câteva instituții ale statului, stat în stat, și Apele Române și drumul național, cu o legislație făcută de Parlamentul României, așa cum a fost făcută de lucru, și aici suntem în sincopa asta. Deci nu știu ce să facem cu procesul. Pe data de 29, 30, asta înseamnă vinerea viitoare. Trebuie să vedem ce facem cu plata. O plătim sau nu o plătim? Instanță. Da, da. Nu, rezolvăm. Dar de la Instanță, pentru că sunt probe evidente că acolo este o problemă și o sunt trebuie rezolvate. Mai bine o dată și îți mai dă oameni pe aceeași chestie. Problema este că trebuie plătită unitate de amendă și rezolvată problema în termenul cel mai scurt. Uite, la 37.500 de lei, la bugetul nostru, care știm cu toții cât e și cât de strâns l-am putut să-l construim, dacă am pornit cu o inflație de 2,6 și acum ai anunțat 10%, nu am primit în urmă. Să facem studii de fezabilitate de sute de mii. Știți foarte bine, niciun proiect nu poate fi făcut. Ce la termic? Poftim? 37 de mii, o poste de la termic. Reabilita. Ce-a fost? Hai să nu amestecăm lucrurile. Dacă nu, dacă nu avea șansă să câștigăm, dacă avem autovet, nu cred că avem șansă să câștigăm. Plătim minimul. Cazul de jumătate, câștigăm plătim. Foarte rău că s-a știut de atâția ani și nu s-a putut. Trebuie și noi instituția statului să... Păi și vedeți dumneavoastră că suntem aici trăitori în vremurile astea. Cei care locuiesc știu din toate vreau. Vreau să mergem spre viitor cu stații electrice și cât mai multe și mai frumoase, așa trebuie să ne rezolvăm și problema de canalizare, care este o problemă de mediu. Nu-ți plătim din parteneria cu crabul. Poftim? Plătim din parteneria cu crabul. Păi dar crabul mai ce problemă? Crabul nu a preluat acel canal. E colan încă de gălțeași. Du-te-mă de ce care ai făcut. Crabul vine și argumentează că, domnule, eu rețeaua de canalizare mi se duce conform la asta. Știu eu ce sunt copul de... Că în zona aia acolo, acolo se întâmplă. Ce este interesant este următorul lucru. Că e un volum mare de apă care vine la, acolo la deversare, e un volum foarte mare. Pe la jumătatea lui Deodor am găsit un cămin unde se aude la o adâncime cu un fâșie, deci e același volum de apă. Zona centrală dispare, nu mai este niciun cămin, iar capătul căminului ăla e undeva în spate la piață. Acolo uscat. Deci, cine știe ce-o fi sub... Păi nu știu, ceva bunicii, răzbunicii noștri când au făcut, pentru că spațiul ăla acolo, că canalul ăla, e un canal zidit cu un metru și ceva... Ovoid. Ovoid ceva, o formă, de, ca de tunel, așa. Nici nu poți intra în el pentru că n-ai cum să intri. Dacă dumneavoastră știți cei care sunteți un pic mai din zona aia care... Domnul Ștoșnii, mă. Haideți să spuneți ce am spus. Da, să ne am spus. Ce am spus. Nu pot să răspund. E din aici. 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 E din
Sărbătorilor de Paște, vă dorim să aveți zile liniștite, bucurie alături de cei dragi, să încercăm să fim un pic mai buni zilele acestea. Măcar să fim să și fiți de la noastră, să așa se poate. Da, ce facem cu ăsta? Ne putem formula, măcar să consemnăm o frază. Ne asumăm, îl plătim, nu-l plătim, mergem în instanță. În instanță, clar, dacă trebuie să mergem în instanță, e clar că pe speța asta, doar pe formă să putem să avem o șansă, trebuie un serviciu juridic. Pentru că știm cu toții cum e în instanță. Haideți să vedem. Comisia juridică, specialiștii. Bine, e un acord de principiu, că nu e o hotărâre. Și rezolvarea de bun. Avem termenul de plătim o dată și în material, în primul proces de fapt, e să până în iunie, sfârșitul iunie, să identificăm o sursă posibilă rezolvare. Adică trebuie să aducem un expert cu crapul să spargă, să caute, să facă sondaje și vor rezulta niște date de acolo. Ce va fi în datele alea, apar n-am. N-aveam noi și oricei care trimiteam prin canalizare, vedeau... Auziți, e vorba de banii comunității. Până pe vidul următoare, să nu uităm că luni e zi liber lucrătoare, marți e tot la fel zi când a treia zi de sărbătoare și mai avem miercuri, joi și vineri. Plata trebuie să o facem joi ca să ieși în trezorerie și... Păi crapul el spune că eu în rețelele mele nu am rețeaua. Ce n-au rețea în partea de ordine? Păi da, dar problema este așa. Și dar trebuie să identificăm soluția. Domnul consilier, noi trebuie să identificăm soluția și după ce avem datele, ne întoarcem noi împotriva poluatorului, adică grau. A soluția trebuie să facem grau, că e special. Acord, dar ce facem acum la casă? Primul de aici, special de la casă. Nu ca să se primărie. Aici ai. E numai la casa bani, și la canalizare și la... Da, îmi pare rău că s-a tolerat lucrul ăsta atâția ani. Nici nu știu cine a locuit la Deon sau locuiește la Deon și e mai bine în situația. Din toate până așa a fost întotdeauna. Da. Am stat cu 20 de ani. Să duc în mers. Și n-ați avut locul. Problemele este la apăsare, pentru să vină. Stimați colegi, ca să închidem subiectul acesta, propunerea mea, cine are o poziție, o idee, știe mail-ul, telefonul domnului primar, poate suna, nu cred că putem la cald aici lua o decizie, cum considerați? Păi dacă suntem aici, acum aici sunt spunem fiecare părerea, da? Propuneți. Eu sunt să plătească jumătate din amendă și acum să remediez. Propunerea mea este idee. Eu propun ca până la data care pare contestată să apelați la cineva care cunoscă domnul specialist, să vadă cauza. Chiar să vă îndreptați către crab, să poată pisica la crab, că e numai crabul. Domnule, dar până de o să-ți spun pixel, eu v-am spus dacă v-ați urmează. Deci, dacă nu găsiți un specialist să, dea, să ne ajute cumva cu o expertiză asta, noi am fost ieri pe teren, am fost o echipă de instituții, șefii de departamente, cu cei de la mediu, cu cel de la CRAB, am luat-o cu cei oricum ca să ajunge în zona aia acolo, am luat-o pe aici pe strada Trotuș, pe o lungă, printr-un fel de pădure formată prin spatele Coșa și am ajuns tocmai acolo, prin niște smârcuri. Și am ajuns până pentru că pe aici, pe lângă, pe la vărsare, pe acolo e destul de dificil să cobori. Sunt și niște proprietăți pe acolo cu niște, nu știu, potețe, spate din grăni, niște fostele case alea de acolo. Dar seama că acolo trebuie spart. Nici n-ai cum să-i compăr pe acolo, inutilați orașul rățenii, nici nu știu, faci cu furtul de pompieri să speli cumva, dar tot nu e mi s-a văduce. Că n-ai cum să-i compăr. Da. Da. Adică,
Problema dacă trebuie să plătim jumătate. Să întreb. E foarte simplu să zic, plătesc, dar plătesc de la timp, să văd exact ce am. Ce spune domnul? Puteți merge, puteți să verificați și în astăzi, să mergeți acolo și să trebuie. Da, trebuie să știm cu toții cum, știm cu toții când se făceau pe șantiere de construcții, când se trăgeau canalizări, era ca așa, când și nu ieșea unde trebuia, aveau două poduri. E un mister. La clădire plăcată și de turist, turistă. Rețeaua de canalizare de pe Tăbăcari este rețea nouă, care are scurgere și are scurgerea ei și e închisă, nu are pierdere. Poate dumneavoastră mai știți ceva de când a fost vechea. Eu vă mulțumesc frumos și vă transmit și din partea executivului, de la mea personală, sărbători binecuvântate, cu bucurie și cu ce este mai frumos și locuitorilor și turiștilor care vor alege să vină să petreacă sărbători de la Cremona și să ne reîntâlnim sănătoși. Doamne, 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 doamne.